Oricum, ăla sânge. Care l-am pușcat pe Beinur, l-am pușcat cu vreo 5, dar bile. Adică pe Beinur l-a deranjat un pic. A fost încadrat la tentativă de omor, totuși. Normal. Pentru că a fost acolo, foarte aproape de ochi. Adică dacă ajungea... Și foarte aproape, cred că așa, nu? La vreo, nu știu, 50 metri era. Da. Pe jos, scări acolo. A fost încadrat la tentativă, dar na, Beinur real a fost un pic deranjat. Adică a fost un pic supărat și a zis, bă, ești nebun. Tentativa de amor a fost că Beinur a vrut să mănânce una din bilele alea și de acolo și că și-a luat pe mine și ce? Era cu plumb. A, vrut să mă omor, nenorocitule! Te spar cu bătaia! Aia a fost un fel de acțiune continuă în care noi trebuie să stăm așa, mirați, și ea cumva să miște camera, știi? Dar, și noi am început să credem că ne prindem, adică gen, acum se repoziționează ei, de acum atrag. Acum se repoziționează ei, de acum atrag. Și noi stăteam gen, hai, ne relaxam un pic, hai, uite că trag, stăm așa, miră-te, știi? Și stăteam amândoi. Pericarul la un moment dat, George Ivașcu a început să fumeze. După colț. Tot așa și lui, eu fumez. Și ăia efectiv trăgeau și la un moment dat cineva a zis, în pula mea, Pericarul fumează. Deci în alea 6 secunde, de pe așa că la un moment dat să vezi pe unul. Bum, bum. Da, îmi place cum Codin zice. A fost împreună cu Lia Bugnar. A fost a lui iubită? Păi da, de ce? Am explicat. Cui? Care? Mie? Primul meu film pe care l-am produs vreodată împreună cu Dan Chișu, prietenul meu, avea niște actori. Una dintre actrițe era Lia Bugnar, fosta lui iubită. Și am... Eu o cunosc, bă! Știu că știi. Eu o cunosc! Da, bine, cunosc. Lia Bugnar, fosta ta prietenă din Asia Express. Am terminat să filmăm și vine cineva la mine, am văzut că stătea acolo cu filmat cu telefonul și zice, Adriane, ai înviat să mă, mama. Eu eram Adrian din Vlad, personajul care am urmărit. Zic, da, am înviat, uite, m-am întors aici, acasă, la Rahova. Da, eu sunt Pian, unul din fratele lui Pian. Okay. Început, noi aici stăm, aici avem casă, nu știu ce zic, și ce mai e pe aici pe la filmare? Mai e vreun... Zic, uite, mai e George Mihai, să mai e Codin. Nu, Codin nu, că l-ai cunut, nu-mi place de el. Am ajuns să eram la Ionuțu, deci n-a vrut ăla să vorbească cu mine acel domn. Deci n-avem ce să întrebi. N-am avut acel domn, nu vorbesc, da, n-am văzut că nu vorbesc cu mine. Să ai avut istoria asta, bă, ai scris de ăla, nu știu cum, ai făcut... Nu. Am auzit de un clan pe care nume și scapă, că au fost supărați. Un clan care apărea pe în carte. Un clan care la un moment dat a fost o înfruntare, Nuțu, cu ei și așa mai departe. Am auzit că ei ar fi fost un pic supărați. Ha, ok. Da, ei au fost supărați. Deci clanul ăla, mai știu cum le zice, o să-mi amintesc și vă zic. Un clan din carte, în orice caz, care a avut o înfruntare cu Nuțu, au fost un pic supărați pe această înfruntare relatată la mine în carte și pentru că n-au avut tupeu să zică că, bă, dar de ce a zis Nuțu că este asta? A zis, Codin, dacă îl prindem, tăiem, îi facem ceva. Au aruncat niște vorbe prin oraș așa. Și? Gândește-te că l-am dus pe George Mihăiță să-l cunoască, înainte să înceapă filmările. George Mihăiță a dorit să-l cunoască și să vadă, adică a zis, bă, vreau să cunosc un... El... Va, nu juca pe Nuțu, dar juca un astfel de lider, da, de om, de putere, de așa mai departe. Bună seara, bine v-am găsit din nou pe acest canal de YouTube, în acest podcast numit La Fileu. În această seară am invitați, că-s doi invitați, doi prietenași de-ai mei, unul mai bun ca celălalt, unul mai nou, altul mai vechi și... Mi-am dorit foarte mult acest podcast, am vrut să vorbesc cu ei îndeaproape și vreau să aflați și voi ce se întâmplă în spatele unui proiect de succes din România, dar până atunci vreau să vă prezint partenerii noștri Rockstar Energy Drink, care sunt în fiecare seară din acest podcast cu noi, niște parteneri foarte drăguți care ne oferă, așa cum bine știți deja, voie bună, doza de energie, practic ne oferă limbarița asta a noastră, că trebuie să vorbim într-una, ne simțim bine. Eu, practic, ne asigură această atmosferă drăguță și foarte sinceră. În aplauzele voastre, Codin Mateiciuc și Angel Damian. E mișto, mișto arată, nu? Uite, fac luminile astea, sunt senzaționale. Și înseamnă luminile bine gândite. Da, vezi? Că a venit... Da, mă, da, te uiți pe... Nu, îți dau geometrie, perspectivă, e mișto, te face de pare de 10 ori mai mare decât premium. Da. Uite. Aur, că tot a fost meeting acum. Așa, frumos, că tot a fost și meeting-ul ăsta. Ce faceți, mă? Gata, îi dăm drumul? Când îi dăm drumul? I-am dat drumul deja, gata? Da. S-a registrat și am zis? Ai grijă ce spui.
Pe da, o să las că ea când te laudă. Da. Ești nebun? Ce? Asta cu, bă, mișto, îți dă perspectivă. Când lași cu asta, da. Păi da, bravo. Și dacă tot lași cu laude, mi se pare tare că i-ai băgat puștea de la Rockstar acolo, în toate luminile. Da, nu pe toate astea. Prima oară am vrut. Cum pe toate. A, dar toate care sunt în cadru, nu? Nu. Păi în cadru spun în spate, bă. A, că e cadrul ăsta. Ia uite-l. Ia uite-l. Vezi? Nu, dar sunt astea aici, în mijloc. Bun. Că pe alea din spate nu se vede. Da, eu, cum, ajută-mă, te rog. Cum separ să nu-mi pici deloc, dar deloc, lumină pe spate? Asta. Ok, dar eu dacă las asta prea jos, fustița asta, rochia asta... Îți trebuie un floppy. Să-l dai așa și să direcționezi lumina frumos. Dar la limita de cadru, da, îți încape. De? Da. Da, din sezonul următor face asta, lasă-mă dracu. Hai să vorbim. Voi vă dați seama că 10 oameni odată au închis. Nu, au închis. 10 oameni au închis emisiunea până acum, au dat unsubscribe. Că din 10, 2-3 au dat unsubscribe și ne-au închis și mi-au dat și mie unfollow. Să nu-mi dați mie unfollow, că e plictiseală aici. Puteți-i dați lui Angel. Le dați lui Angel unfollow. Follow ce vreți voi. Dacă vreți să știți despre lumini. Că tot ce vorbesc ăștia e plictisitor, dar cu mine nu e. Cum să-mi fac și o camera și cu nu știu ce, păi știi, ai pierdut, gata. Nu, reveniți. Vom vorbi chestii... Singura problemă cu luminile astea e că trebuie să ne ridicăm la nivel, știi? Adică ne obligi. E, de ce? Că e un... Na, totul e aranjat așa de bine și profesionist. Nu, că păi, da, uite, ne-ai adus pe noi, acum ce facem? Uite. Da, ce? Cum, ce-am făcut? Când a fost ultima oară, n-ai văzut ce-am făcut? Păi, povestit numai. Da. Păi stai o secundă. Da. Faptul că am povestit numai de bătăi, de gagici, da, de mui, de ce fi povestit eu. Asta creează conținut, asta nu înseamnă că nu m-a ridicat la nivel. Nu, băi, dar eu mi-e place, deci conținut. N-ai treabă. Adică că eu asta vreau, eu vreau să fie contrast, mă. Că nu e doar despre elite aici și despre... Păi da. Uite niște oameni care vreau să nu închidă asta. Să nu închidă, să fie mai evident, știi? Adică, domne, într-un decor profesionist am adus mizeriile astea. Da, trebuie să fie un decor profesionist, arată bine, să ne placă, să ne placă oamenilor. Bă, dă-mi o leacă cadrul meu, că eu mi se pare că am un ciuf. Ia uite. Nu, mă, nu. Nu. E ok. Nu m-am aranjat astăzi. Două fire răzlețe. Dă-ne la fiecare acum, dă-ne la fiecare. Așa. Ah, clan. Mamă, dar ce mic ești, bă. Foarte mic. Uite-l. Ia uite. Clan. Vezi, totul e simetrie peste tot. Frumos. Asta e. Da. Așa, să fie un decor plăcut. Da. Atât pentru tineri, cât și pentru bătrâni. Corect. Cu discuții la liber. Bătrânești. Bătrânești. Nu bătrânești. Nu bătrânești, nu bătrânești. Zic cu clanul. Păi ce să zicem cu clanul? Bă, lider, clanul e... de astea, da, Fiverr, da, nu? Da, suntem... Am câștigat ziua de luni, ca să zic așa, în fața șefilor. Îmi pare rău, știu că ești emoțional legat de șef. Nu, ba ai da, acolo, mă rog, dar las, că bat șefii, bat. Fac cifre, ok. Fac cifre, ok, și oricum au bătut ani de zile, lasă să mai fie și ei. Da. Mai, dacă n-ai concurență deloc... Păi da, e greu să știi concurența, cum te... Da, concurența te ajută. Asta te împinge, da. Nu. Dar auzi, dar ăsta e serialul... Sau nu, tu mi-ai zis. Ăsta e serialul ăla, mi-ai zis tu atunci când eram eu în Bali, că-l faci Angel? Sau că ar vrea să facă? Nu mai știu ce ți-am zis atunci, că oricum sunt bătrân și alcoolic și uite, în general, uite toate mizele, tot ce... Că trebuie să faci un... Că vrei să faci un serial sau ceva și cred că o să-l faci la pro. Sau o treabă din asta. Nu, pentru că ăla mai era nu știu despre care ți-am vorbit, pentru că el face două seriale, cumva, e ăsta clanul. A, care două l-a faci. Scris și regizat și mai departe. Și am mai filmat un pilot împreună. Și am mai filmat împreună un pilot, eu cu el, tot așa, scris și regizat de, mă rog, scris de el și de Lia, nu? Da, și ăla. Da, da. Exact ca cum e clanul. Și regizat de el, cum se numește ăla? Ratații. Ratații. A. Și am filmat pilotul ăla. Ăla e un... Sugestiv. Da, nume. Corect. Și pe mine. Ideea este că ăla este un serial independent. Adică nu ține de nicio... Asta e produs de Proclan. Dar ăla e un serial independent produs de el. Da. Și ăla e singur, original. Asta e o adaptare. Adică ăsta a pornit o adaptare după un serial... Serialul turcesc adaptat, de... mă rog, Clanul? Modificat. Da, Clanul e o adaptare. Da, e o adaptare după un serial turcesc. Asta urma să te întreb. De unde ți-a venit ideea cu Clanul? E o adaptare. Evident că tot procesul ăsta de adaptare ajungi să modifici suficient de mult și structura și personajele și intențiile și tot. Plus că gangsterii lor sunt altfel. Cu totul altfel și, mă rog, asta e politica postului. În general funcționează pe adaptări. Mie mi s-a părut un banc bun
în serialul turcesc, că la asta ne referim când facem adaptare, bă, care-i bancul? Și bancul e bun, e de fapt un banc care e preluat din celebrul The Departed al lui Scorsese, okay, care e preluat din... Nici Cerde nu e original, asta încearcă să spune. Cerde este adică o... povestea e una universală. Domne, de la The Departed, care a pornit, ca să vezi cum e lumea asta, că și toată lumea zice The Departed al lui Scorsese, știi, marele regizor, da, 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 care de fapt e o adaptare după Internal Affairs, un film corean, dacă corean, nu mă înșel, sud-corean. Un da, film sud-corean, care a fost serial, cred că e... serial sud-corean, sau nu mai știu dacă nu era film. Film, a fost la, franciza a fost cumpărată de Scorsese pentru America, atunci, după ce a fost acest Internal Affairs la festival la Berlin, l-a văzut Scorsese, zice, mișto, hai că-l fac cu DiCaprio și cu Jack. Și evident așa tare că, de departe de ăla. Foarte mișto. Da, da, na, acolo, de acolo vine bancul, știi? Un da, polițist infiltrează mafia. Pleacă din serial, filmul sud-corean. Da. Sud-corean, apoi Scorsese, apoi Cerde în Turcia, adaptat la serial mai lung. Așa. Și după Cerde am făcut și noi. Am luat franciză și așa mai departe. Ah, deci ați luat franciză, da, da, deci asta e cu Pro-ul, cu licențiat, cu turcii, cu asta. Da, e licențiat la Aliapim, sunt producătorii turci. Am cumpărat licența și avem dreptul de adaptare. Și un drept lax, adică așa, fără să dau din casă, pot să spun că povestea noastră, așa cum s-a întâmplat și cu Vlad de altfel, că și Vlad a pornit tot de la... Și Vlad la fel. Da, da, serial exact, turcesc, Ezel, modifică major filonul poveștii și structura și ajungem să fim pe picioarele noastre destul de repede. Adică așa se întâmplă. Pentru că, na, realitatea românească, dacă vrei să vorbești despre un clan mafiot din România, te obligă să te duci în locuri și zone unde turcii n-au fost, pentru că suntem structural diferiți. Și iarăși, societatea lor e una patriarhală, problematicile lor sociale sunt cu totul diferite de ale noastre. Mă rog, avem și multe asemănări, dar sunt și foarte multe diferențe. Dar pe tine te-a ajutat că aveai conexiuni cu lumea asta? M-a ajutat și la, de fapt, nu știu dacă m-a ajutat pe mine în joc, cât am ajutat pe film, așa, pe Angel și așa mai departe, dându-i anumite chestii din zona aia, ducându-l pe Angel să cunoască pe Nuțu. Asta zic, tu ai, înainte să filmezi sau după ce ai făcut castingul sau înainte de casting, ai când dus actorii? Când scria. Și eram el, ok. Când scria, mi-a zis. Când scriam și când eram, am pornit în paralel oarecum scrisul și preproducția și castingul. Și scriam, eram deja, aveam un număr de episoade, dar știi cum, scrii așa, mai întâi un draft, 2-3, readaptezi în funcție de ce mai reușești să mai afli, să descoperi, să prinzi din lumea asta. Și m-am dus la cel mai apropiat om pe care îl cunosc de zona interlopă, ca să zic așa. Nu tu, nu tu. Eu? Ba da, Codin. Ba da. El e... Anuțu. Ah, păi okay, da, el pe cine cunoștea? Bună ziua. Așa, da. El pe cine cunoștea? Păi cel mai apropiat om pe care îl cunoștea el de zona interlopă. Ah, okay. Auzi, Codin? Codin, da. Auzi. Așa, și v-ați dus acolo? La da, el? Da, da. Și l-ai întrebat, bună ziua, eu sunt... A fost atât deschisă povestea. Adică am zis, dom'le, noi facem un serial care vorbește despre un clan mafiot, unde există un personaj titular, Bebe Măcelaru, și el e Angel, regizor. Da, scrie, da, vrea să, na, să stea și el pe aici, să da, asculte ce da, se discută. Da, tare. Da, l-am luat pe Angel și la ziua lui Nuțu, da, să-l vadă pe Nuțu și că se raportează la el, pentru că nu e numai despre el, este cum se raportează la un lider, nu știu, lăutarii, familia, ăilați, nu știu cum, familia, prietenii. Ce am mai făcut? Codin ne-a ajutat cu restaurantul Voievodal. E sigur restaurantul, da, unde a fost împușcat Beinur acum câteva luni. Da, da, așa este. Da, este, da, restaurantul Voievodal este un restaurant pe care eu îl cunosc pentru că este aproape de casă, în Băneasa. Și patronul acestui restaurant, eu l-am cunoscut tot când scriam cartea cu Nuțu, l-am cunoscut, e un băiat foarte ok și care ne-a ajutat cu treaba asta. Organiza niște seri de manele extraordinare, niște after hour. Deci toată lumea din tot orașul mergea acolo. Și într-una de aceste seri, în aceste manelia de la care nu am, pe care eu nu le-am prins niciodată, așa, a fost împușcat Beinur chiar acolo. Deci gloanțele au șuierat în restaurantul Voievodal, nu doar în clanul, ci și în real life. Eu știu unde, că e lângă mine. Da, e acolo, lângă, probabil, da. Da. În centru. Ca să nu mai zică oamenii că în România nu se împușcă, știi? Că mai scoți un pistol așa la TV, mai, zice, mai e o capsă, nu, ceva. Mai, da, mai trag, mai trag, mai trag. Dar nu-i ca, n-ai văzut în state. O, e. Nu e. Ăia nu se bat. Păi nu e, că oricum ăsta, oricum ăla totul care l-a de la cât de liberă e legislația armamentului, adică acolo... Eu zic și de sânge. Oricum ăla sânge care l-am pușcat pe Beinur, l-am pușcat cu vreo 5, dar bile.
Adică, da. Adică pe Beinur l-a deranjat un pic. Adică erau supărat după aia. Zic, bă, ce faci, mă? Da, să știi că a fost în ai tras în mine. Ne cu Billy? Da, da. Nu, dar nu, în sensul că la, adică, zent când l-am pușcat de 5 ori și a trăit, a fost un caz. Pe Beinur l-am pușcat de 5 ori și el i-a zis, băi, Bulangiule, vină încoa. Ce-ai făcut? Ce-ai făcut? Dar știi că a fost... Înțelegi? Da, 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 da. A fost încadrat la tentativă de omor, totuși. Normal. Pentru că a fost foarte aproape de ochi. Adică dacă ajungea... Și foarte aproape, cred că așa, nu? La vreo, nu știu, 50 metri era. Da. Pe jos, scări acolo. A fost încadrat la tentativă, dar n-a... Pe nu, real, a fost un pic deranjat. Adică a fost un pic supărat și a zis, bă, ești nebun. Tentativa de amor a fost că Beinur a vrut să mănânce una din bilele alea și de acolo și că și-a luat o bilă și ce? Era cu plumb. A, vrut să mă omor, nenorocitule! Te spar cu bătaie! Auzi, dar eu nu, eu, și dacă s-ar da la noi de-astea cu arme și cu așa, eu nu cred că noi ca nații avem sânge de-asta. Ai, ați văzut filmul? Ați văzut filmul Athena? Nu. Nu. Pa! Hai mă, lasă-mă. Am pauză să ne uităm la film și după aia vorbim. Da, da. Zi, stop, pune acum. Acum știi cum ar fi să vezi? Două băi, este extraordinar, bă. Bă, ești nebun. Bă, eu am zis că te cunoașteți. Unde e? Pe ce? E pe Netflix. Da. Zi-mi două ca ori. Să înțelegi, primul cadru, eu i-am înnebunit peste. Eu m-am uitat de 4 ori la început. Ca să-l înțelegi. Da, nu să-l înțeleg, nu, să văd tot. Ok. Primul cadru, primul take, are 12 minute. Long shot. Long shot. Nicio tăietură. Nicio tăietură. Dar nu, na, nu doar printre niște oameni într-un stau, dintr-o încăperină. Nu, sunt explozii, bătăi, fum, foc, se urcă camera mașină, pleacă din mașină în timp ce mașina merge la 120, vin triar în mașină, ajungă aia în care, adică se întâmplă, nu știu, câteva mili distanță, kilometri, toată treaba, și cu foarte mult dinamism, foarte mult agitații, buțanți, bătăi, război, toate alea. Băi, ceva extraordinar. Film lungmetraj. Film lungmetraj. E vorba despre o familie care își pierde copilul. Să nu-mi dai vreun spoiler, că vreau să mă uit. Păi nu-ți dau, că asta e sinopsisul, scrie acolo. Așa, dar ce-aș vedea în trailer, deci dacă m-aș uita? Fiu în... Era o familie mai mare, așa, iar fiul cel mai mic a fost omorât de polițiști. Ah. Și acum penultimul copil, o ia razna, e un tânăr, are 20 de ani ceva, o ia razna, le dă foc la toți ăștia de la el din cartier de acolo și începe mare revoltă, da, revoltă, boss, nu, revoltă cu poliția. Și că aia n-au cum să intri peste ei acolo, închid orașul, e ceva, e foarte tare. E franțuzesc, aha, știi? Bă, dar cum e realizat... Dar regizorul? Are o... regizorul e Roman, cum îl cheamă, Roman ceva. Ia căuta. E extraordinar, adică nu, din punct de vedere cinematografic, așa, e superb. Da, m-am gândit că e Odiar sau cum îl cheamă, nu? Da, nu, Athena... Odiar nu face genul ăsta de film. Face o cu acțiune, cu nu știu ce, am văzut alea, cu înghietouri, până nenorociri. Stai așa că zic acum. Roman Gavras. Gavra. Am înțeles, n-am văzut în viața mea, da, o să ne uităm. Da, și am înțeles că dubla aia, ăla cel mai lung shot, ăla, o filmat 3 zile el. Da. Păi si? Ai nevoie, practic, câte o dublă pe zi. Câte o dublă pe zi. A, o dublă pe zi, că aveam zic că a filmat 3 zile, a fost o tăietură undeva și nu m-a simțit-o. Nu, o dublă pe zi, am înțeles. Pentru că erau, fiind atât de multe detalii și atât de multe elemente care normal puteau să iasă rău, îți dai seama câte repetiții au făcut, lasă filmat în sine. Coreografia, tot, ești nebun. Era repetată 100 de zile. Film, bine, sunt mai multe. Primul a fost Arca Rusă. Primul film care a fost un long shot, o oră 50, tot. Arca Rusă, ăla, de acolo a pornit. Ăla e... Stai, dar mie mi-a zis Anca. Parcă... Păi, eu simt că îi pierdem pe ăștia. Nu-i pierdem, nu-i pierdem. Nu, sunt niște mai stați esențiale. Să mai vin eu cu niște chestii drăguțe, să mai da, stați un pic cu astea. Da, cu... Da, stați aici, vă rog să rămâneți. Nu-i pierdem, de ce să nu... Noi vorbim aici despre cinematografia mondială, repere cinematografice, da. Adică sunt lucruri... Am vorbit de un film... Eu vă promit să mai stați că o să vorbim și chestii drăguțe. N-ai văzut episodul cu cascadorul nostru român, Răzvan Gheorghiu, îl știți, pe Horse. N-ai văzut? Cascadorul de la clan. O rupt. 4.000 de vizualizări. Da? O rupt. A rupt. A rupt, de-aia zic. Groasă. Vă rog să rămâneți aproape. Țineți aproape, o să vin eu cu discuții clare despre mafie, despre și multe manele. Nu știu, o să cânt eu manele, o să fac ceva, cât să rămâneți aproape, vă rog. Deci, un pic de cinematografie mondială, Arca Rusă, ceva, dar revenim. Dar e ziceți unul acum, lasă-mă, e unul acum, mai nou, mi-a zis Anca de el. Victoria. Victoria. Așa se numește. Ăla cu război?
Nu mă, 1947, ce dracu. Cred, ăla, da, cred dar că nu e long take ăla. Ăla are multe shot-uri lungi. Multe din astea, da. Dar e unul 1947. One shot care e foarte mișto și un film tot așa, ca lumea, în Berlin se petrece, Victoria se numește, are o oră jumate, un singur cadru, s-a filmat tot așa 3 zile, au filmat câte una, cu niște puști care merg într-un club și de acolo iau droguri, nebunii, bătăi, șantaje, curse de mașini, un one shot de o oră jumate, fratele meu. One shot tot filmul? Tot filmul, da. Bă, nu există. Pe cuvânt, uite-te, caută-l, Victoria, ești nebun, caută-l. Trebuie să fii păcăleală. Nu e nicio păcăleală, e un one shot de o oră jumate. Că și la 1947 sunt multe shot-uri, ăsta e un... mai sunt și astea ascunse, știi, în care... Ăsta e un one shot. Cumva la cădea cu camera și se ridica și era, da. Ăsta e un one shot de o oră jumate, filmat... Spariere incredibil. Da, da, da. A fost... Deci cum poți coordona tu atâția băieți ăștia? Au repetat o lună, au filmat 3 zile, au avut 3 duble, la 3-a dublă le-a ieșit. Putea să fie la 5-a, adică n-aveau niciun, aveau, dumne, filmăm până iese, știi? Și puteau una pe zi, că era oricum operatorul ăla. E și un documentar despre cum s-a făcut. Normal, operatorul ăla după oraia jumate. Și păi, vorbim, da, uite, de exemplu, la ăsta erau așa. Da, da, la edit. Da. La edit a făcut culoare. Da, da. Nu, la edit a făcut colorizarea, da, și da, sunetul. Atât, da, atât. Da. Și, da, fix. Da. Da. Cred că din filmul ăla cel mai prost plătit a fost editorul. Da, tu vii și stai așa. Stai un pic, te uiți, nu, așa. Mai sunt titlurile, mai sunt de plătit. Da, da, să genericul. Pui cartonul ăla în final. Da. Vă mulțumesc pentru că v-ați uitat. Toți da. Băieții ăia. Da. Așa zicea ăsta, că bă, dacă unul greșește ceva, orice, trebuie să reluăm tot, că zi, trebuie să cureți setul, trebuie să iei de la așa, pierdem o zi întreagă. Da. Nebun? Iar operatorul vars, o loviți, da. O astea, îi surupă camera să cadă. Avea doi focus puller, doi operatori sau trei operatori și la sunet, cumva unde se întâmpla treaba aia, din fiecare cameră ieșea câte unul cu microfonul, bă, intra înapoi. Bă, că nu, era foarte strâmt, era într-o secție de poliție când începe, adică, știi? Am avut și noi o secvență care e mult mai scurtă la final, are doar un minut jumate, secvența de bătaie din primul episod de la pușcărie, așa. Care a fost practic un long shot de o oră jumate pentru că a fost filmată continuu, cu frizuri, fiecare element din acea bătaie, fiecare pumn, picior și așa mai departe, era un element în sine, după aia se dea friz, camera mergea, operatorul rămânea în aceeași poziție, nu trebuia să se miște nimic, se punea sânge, se rearanja, se repoziționa camera ușor ca să... se creeze acel efect de vum. Filmam la 100 de FPS, 100 de frame-uri pe secundă. A, n-ați avut Tecno de ăla, cum se cheamă? Nu, Tecno, nu, totul handheld. Făcut, robotul a fost un băiat care a făcut-o cu mână. Zoran Simulov, DP-ul, directorul de imagine, a stat handheld cu camera aia o oră și ceva, deci trebuia să vezi la final cum era. Deci curgeau apele pe el. Codin a jucat în secvența aia, știe. Băi, ești nebun la cap, eu eram în secvența aia, nu știu dacă... Știi, secvența din baie. Da, știu. Și eu cu ăsta cu Pelicanul, eu cu George Ivașcu, trebuia să stăm în cadrul ușii așa și ne uitam la chestia aia, care în mod normal se petrecea în câteva secunde, acolo s-a petrecut în cât timp? O oră și un sfert. O oră și un sfert. Deci eu stăteam așa cu mâna și mă uitam, ne iar mișcat. El stătea așa da. Cu mâna, în cadrul ușii, știi? Da. Și noi n-am mai filmat niciodată așa ceva. Și ne-am zis aia, fii atent, voi stați aici, ne mișcați și noi ne mișcăm. Pac, pac. Și a durat o oră și ceva în care eu stăteam așa și mă miram, că practic bătaia durea 6 secunde în bătaia. Da. Așa transportăm și în film și așa e în real life. Bătaia, bă, 6 secunde, toată lumea pe jos și ala, bătaia, gata. Da, da, da. Și noi trebuie să stăm așa, ne mișcați. Noi de la treaba asta, pentru că n-am mai filmat niciodată chestia asta, în primul rând, mai lăsa mâinile jos, mai și ce s-a făcut? Cum era poziția? Nu mai. Stai o secundă. Păi iar suntem, da, suntem din nou. Ah, ok, suntem aici. Pelicanul mai fuma. Deci la un moment dat ăia și noi nu ne dădeau că noi suntem obișnuiți. Deci, acțiune, stop. Motor stop. Da. Aia a fost un fel de acțiune continuă în care noi trebuie să stăm așa, mirați. Și ăia cumva să miște camera, știi? Da, și noi am început să credem că ne prindem, adică gen, acum se repoziționează ei, de acum atrag. Acum se repoziționează ei, de acum atrag. Și noi stăteam gen, hai, ne relaxam un pic, hai, uite că trag, stăm așa, miră-te, știi? Și stăteam amândoi, Pelicanul la un moment dat, George Ivașcu, a început să fumeze, după colț. Stătea așa și eu fumez, mai aici se repuse. Și ăia efectiv trăgeau și la un moment dat cineva a zis, în pula mea, Pelicanul fumează. Deci în alea 6 secunde, de pe așa că la un moment dat să vezi pe unul, bum, bum. Și bă, iarăși ai mirat, știi? Că bă, Pelicanul fumează. Da, da, păi da, mă, dar e atipic. Bă, noi n-am apucat, eram și tot timpul eram în întârziere, nu știu, n-am apucat să înțeleg, n-am apucat să facem, nu știu, câte duble de așa ceva. Deci nu-i cu de asta așa. Nu, e lucru manual, tati.
Deci, bă, trebuie să-l fi văzut pe Zora. Dar n-are Pro TV-ul barba asta, deci... Băi, știi cum e? Un serial are... Da, știu. Na, foarte multe. Dar asta n-am auzit până acum. N-am auzit. Nu știu, da. Handheld a fost. Deci, noi am fost total terminați cu asta. Era că la un moment dat era foarte greu să ne... Știți? Pentru că ea făceau acțiuni. Denis Hanganu făcea niște lucruri în alea. Era mă șoc. Ce, acum lovești. Acum stai acolo. Freeze. Du-te așa. Acum pleacă pe următoarea lovitură când se punea camera. Iar se punea camera. Iar pleca pe următoarea lovitură. Noi trebuia doar să stăm așa mirați. Știți? La un moment dat eram pe culo. La un moment dat ăla fuma. Mă, ce pui mei? Pelicanul fumează. Dar cine, dar tu de unde știi să faci astea? Adică, de exemplu, cine vine cu ideile astea? Măi, în general... Cu cadrele astea, genul ăsta. De exemplu, asta a fost discutat cu Milo Simulov. Milo e co-regizor și el. Adică suntem 4 regizori în total. Eu sunt main director, am 5 episoade. Milo are 4, mai e Peter Chere cu 3 episoade și Cristi Buje cu un episod. Pentru 13 episoade de 2 ore ai nevoie de mai mulți regizori. Și în general, okay, pe tot ce înseamnă zonă de spectaculozitate tehnică, Milo Simulov e cel mai experimentat dintre noi. Adică el a făcut, okay, în principal asta. El a lucrat foarte mult pe... E un inovator. El e primul om din România care a făcut film interactiv, e primul om din România care a făcut film virtual reality, a fost la Sundance cu primul film în 2018, adică e un... Ce tare, nu știam. Un spărgător de concepte și de tehnici asta zic, pe piața, adică, din România. Da. Și în general, când e vorba de secvențe care necesită fie inovație, fie un grad de spectaculozitate ridicat, da, ne punem la masă și facem un decupaj și ne gândim care ar fi cea mai bună variantă. Și aici a fost... Apropo de asta, tu ai tot episodul decupat înainte? Un decupaj, un predecupaj există. Nu ne ținem de el 100% pentru că e imposibil. Dar eu îmi pregătesc episodul pe un decupaj care e, da, decupat dinainte. A, ce tare. Știu că ăla e... Dar ce voiam să vă mai... Păi imaginează-ți că noi venim, deci noi avem ritmul de filmare, că și e important să facem paralelele astea, ca să înțeleagă publicul cum se filmează un serial, cum se filmează un film. Da, mă, da! Un film... Da, să nu închideți, că o să vin eu cu lucruri. Iarăși subestimezi publicul. Dacă vă dă Codin acum. Să cânt manele. Codin, aici nu suntem la... Nu, cu publicul tău, aici sunt publicul speaker, e mult mai inteligent decât publicul tău. Nu, e adevărat. Nu, e același public, mă, nu. Glumește, dai să. Să zicem că un film de lungmetraj, ce vedeți voi pe Netflix, românești și așa mai departe, se filmează cam 2-3 pagini pe zi. Pe ziua de filmare, 2-3 pagini din script. Noi filmăm între 9 și 14. Asta înseamnă că ritmul nostru trebuie să fie de 4 ori mai alert. Asta înseamnă că ce vedeți voi într-un film, o secvență în care... De asta e din 9 ori mai scump, mai ieftin. Hai să zicem că nu e de 4 ori mai alert, ci e măcar de 2-3 ori mai alert. Că să zicem că un ritm, o bucată de ritm, o mai salvăm având locații care se repetă mai mult, adică într-un film ei trebuie să se mute într-o zi de filmare în 2-3 locații, noi de multe ori reușim să o salvăm într-o locație și nu mai avem timpii de mutare. Că zicem, bă, hai să tragem și din ăsta și când ne mai întoarcem în restaurantul Voievoda? episodul următor. Hai să tragem și acum aia. Exact. Deci mai salvăm un episod. Adică filmezi restaurantul Voievoda, episodul 1, 2, 3, 4, 5. Casa Bebe, episodul 1, 2, 3, 4, 5. Păi asta zic, ca să înțeleagă oamenii. Că, exact. Și eu le-am explicat că să fim fair, nu e doar de 3, nu e chiar de 3-4 ori mai repede, dar măcar de 2-3 ori mai repede este ritmul, de 2-3 ori mai rapid. Cel puțin. Gândește-te că noi avem un număr de zile împărțite pe episod și atunci un lungmetraj se filmează între 20 și 30 de zile de filmare, noi avem între 8 și 9 pe episod. Episodul are 2 ore, deci cât un lungmetraj. Costă, era să zic, și cost. Care episodul, lungimea lui, cât un lungmetraj. 2 ore, da. Da. Hai. Ok, 2 ore. Și adică noi filmăm un lungmetraj în 8 zile și oricine de la... Vorbim de români care știu să nu vorbim de ăia afară care filmează. Vorbim de la Iura, Jesus, toți poeții care filmează filme comerciale, Matei Dima și așa mai departe, toți filmează în 3 între săptămâni 20 minim. Și 30 de zile. Da, 3 săptămâni minim știu cât durează. Clar, un 8. Același film, aceeași lungime. Film în care ați văzut primul episod, în primul episod se întâmplă lucruri, multe. Adică, nu știu, adică... Nu, răsturnări de mașini cu vola, pușcături, bătaia asta de care am vorbit, altă bătaie, ai pușcării, mers la Rahova. Multe. Și astea, în contextul ăsta, ajungi la Nu, dar arată foarte bine. Adică arată film. A film, știi? Adică nu simt că filmez foarte rapid sau nu știu, că faci rabat la ceva. Măi, undeva la un nivel infinitezimal, noi simțim la ce facem rabat, dar overall
Eu cred și o spun așa, fără să mă laud sau să laud echipa exagerat, eu cred că ce se întâmplă e un miracol cinematografic. Pentru că dacă spui că reobții calitatea asta în timpul ăsta, în general, un profesionist nu te crede. Da, adică spune, bă, nu cred că a făcut. Ăștia din state, dacă te duci la băieți în state, zici, noi am filmat un film în 2 ore, de 2 ore în 8 zile. Băi, ia râd, bă, să te... Da, o să zic că... De aici, da, cred că ai filmat cu telefon, ce sau vă? Cred că e o mizerie. Sau cred că e o mizerie, asta zic, da, și dacă le arătăm produsul, da, final, e unul foarte, da, bun, da, și foarte apropiat de seriale de super calitate de pe Netflix, pe Amazon și așa mai departe. Asta adică zicea băiatul. Nu asta e să zici, bă, a, lumină, a, lumină. Asta zicea Horse. Zicea, bă, românii sunt foarte profi și își doresc, adică, trag cu tine, nu știu cum zic, bă, am intrat în overtime. A, mă, că mai avem de tras cadrul ăsta. Care, apropo, el e coordonatorul nostru de stunt, el a coordonat chiar această secvență de bătaie de care vorbim. A, da? Da. Deci Horse, a, vezi că tare, se leagă. Ce tare. Da. Da, da. Aș zici ce voiai tu să zici, că ai nu zis nu mai știu ce voiam să zic. Că voiai să zici ceva. Tot timpul vreau ce să zic ceva. Ce te-a întrerupt, Angel. Nu, a, cred că da, cred că știu. Voiam să spun, apropo de faptul că Milo este partea asta tehnică și inovatoare, cum zice Angel, cu tot felul de chestii, Milo fiind al doilea regizor după Angel al serialului Clanul, DP-ul e nepotul lui. Da, Zoran. Zoran, adică Simulov. Milo Simulov, acest regizor, a venit cu Zoran Simulov, care și el a ajutat foarte mult. Adică multe din filmările astea, ei vorbesc aceeași limbă acolo. Aha. Limba familiei lor. Înțelegi bine, du-te acolo, vine-o pe partea aia altă. Băi, foarte bun, foarte bun. Amândoi. Dar tu te așteptai că o să rupă? Când te arunci la un proiect de genul ăsta, măcar speranțe ai, adică nu pot să zic că nu, dar am încercat întotdeauna să nu mă arunc în gândurile astea, bă, cum o să fie, ce o să fie. Eu am zis așa, trag linie, când termin acest proiect vreau să fiu eu mulțumit de ce a ieșit și să nu-mi pară rău că efectiv mi-am consumat un an din viață, că este un consum integral, da, da, eu da, sunt da, acolo non-stop, zi și noapte, cu 3-4 ore de somn pentru proiect. Și am zis, bă, dacă fac asta, trag linie, indiferent de rezultate, că rezultatele nu sunt în mâinile tale, tu poți doar să livrezi un produs. A, da, mă, știu, ca la muzică, da. Bă, sau dacă prinde, nu prinde, poate da, nu place, neabar. Bă, dar adevărul că era nevoie de un serial de ăsta. Nu a mai fost? De când nu a mai fost un serial de ăsta la noi? De la băieți buni? Genul ăsta. Da. Gangster cu așa, da, băieți buni. Hai să zicem, umbre. Umbre pe umbre. Da, la noi e pe televiziune comercială. Nu, eu zic pe TV. Pe televiziune comercială. Ar trebui să comparăm mere cu mere, dacă sunt și acolo. Sunt și alți bani și alți bugete. Dar mă rog, eu aș pune și umbre că... Da. Aci ăla e mai scump. Cine? Umbre. Nu știu dacă e mai scump, dar ei în general aceste... Filmam pentru 45 de minute între 14 și 20 de zile de filmare. Ah. Oh, deci e dublu. Da. Nu, nu e dublu. E triplu, quadruplu. Da. Ca bani. Bun, asta că știe el inside-ul, dar noi știm oricum că HBO, Netflix și amândoi au alte bugete. Clar, adică nu știam cât, eu nu știam cât a costat, dar eram convins că e mai mult. Că a fost mai mult. Da, deci într-adevăr eu personal simțeam că o să rupă. Adică eu știu n-aveam, că noi vorbeam, tot vorbeam. Și zicea, da, o să spargă. N-am nicio emoție. Da, într-adevăr că n-aș ce se discută și plus că nu mai fost genul ăsta. Adică avem comedia aia, dar n-ai acțiune, n-ai și plus că îi te regăsești. Și are de toate. Are de toate, fiind da, făcut după această adaptare, după ICER de și mai departe, are și părțile astea pentru fete, doamne și domnișoare. Știi? Așa. Adică nu știu, eu nu m-am uitat atât, deci te uiți la mine ca și cum aș ști. Nu, m-am uitat că are această parte, are această parte de frații care nu știu și cum love de... story-uri și așa mai departe. Adică e un film, adică nu e un film doar de acțiune. Nu e da, un film, mă, da, n-am da, făcut un film cu mafios, nu e Fauda, nu e Gomora, nu e acolo, să zici, bă, toți băieții fieri și câteva fete care cărora le plac pistoalele și bă, exploziile. Rolul, deci rolul lui Codin este... Eu nu înțeleg, deci mi se pare că se potrivește. Da. Da, ești ceva extraordinar, ca și la Miami. Da, la Miami, mi-e real filmul ăla, mi se pare că e făcut de el. Adică eu de, la el am de vrut. De personajul da, Ilie de da, Piciu? Da. Mă rog, mulțumesc, dar... Știi, da, nu, păi și mie mi-a făcut mult de el și în Miami. Adică are flair pe zona are asta. Are flair, dar da, mi se pare că îi se potrivesc, că da, tu ai ceva în tine din de personajele cocalar, da. Da. Mă rog, toți da, avem un mic cocalar în undeva, noi. Da. Nu știi care mă rog, în interiorul nostru. Da, undeva, da. Da. Să se taie partea asta, să nu ajungem, da. Da, nu, toți avem un așa, dar mi se pare că la tine și rolurile pe care le-ai
le-ai luat cel puțin în ultima perioadă, zis, bă, eu mor. Și asta vine din structura lui, că el e un personaj autoironic și în viață, știi? Da. Și atunci folosește autoironia asta din viață ca să joace genul ăsta de personaje și adaugă stratul ăsta de autoironie, adică el îi îmbrățișează și îi asumă în integral și după care își, într-un fel, undeva acolo, îi ia și la mișto. Și asta pare, asta dă bine, știi? Adică îi vezi... Da, să ține de exact de script ce are da, de zis? Da, nu, e cuvânt cu cuvânt. Că eu, eu nu. N-am, eu la legații, de exemplu, nu puteam. Și ziceam lui Iura, băi, nu-s actor, zi-mi... Ghea, tu cum ai zice asta? Și ziceam, e perfect. Zic, ia, dă-o așa. Hai să vedem cum e. Și am adăugat mult de la mine așa, gen, am zis-o cu cuvintele mele, ca să pară natural, să fie natural. Că mie dacă îmi dai un text și trebuie să ți-l zic eu și așa, nu mai sunt eu, adică nu mai are credibilitate personajul, cel puțin, nu știu, din punctul meu pentru mine. Cu repetiții, bănuiesc că poți să ajungi acolo. Da. Dar eu am făcut o regulă și asta am aplicat-o transversal, indiferent că ești Codin sau că ești George Mihăiță sau că ești Carmen Tănase sau că ești Teo Rose. Ce înțeles, eu sunt veriga ultima, înțelege, adică că ești, ești Codin sau George Mihăiță. Eu sunt ultima mizerie a platoului, știi? Nu, atât pe vârste. Ok, mulțumesc, Roman. Deci, indiferent că te numești Codin și ești prietenul meu sau că ești George Mihăiță și ești prietenul meu... Indiferent cine ești, textul e text. Și de la el pornim. De ești actor ca să înveți un text, să ți-l asumi și să-l zici credibil. Altfel, ar putea să joace oricine. Și dacă vrei să fii actor într-o producție de genul ăsta, trebuie să spui textul așa cum e scris. Bine, rău, nu, adică e posibil să ai o părere despre textul ăsta, dar lasă publicul să judece, să mă judece pe mine. Nu pe tine, actor, stai acasă să înveți textul și astea, da? Da, 100%. Ideea e următoarea. Ei ne mai lasă să schimbăm, Angel, cu precădere, dar în felul următor. Discuți cu el, la repetiții, la prima citire, și dacă spui, bă, aici simt eu că aș putea să schimb cuvântul ăsta și mi-intră mie mai bine. Și el zice, ia, ok, atunci se rescrie textul. Păi da. Adică nu, tu nu vii acolo cu el semi-neînvățat și Sensul cuvintelor și îl dau. Da, nu, mă, nu când îți dă acțiunii să zici altceva. Da, mă, nu, înainte, la citire, da. Da. Și noi avem, de exemplu, scripta întotdeauna, noi avem varianta de script final, ăla filmat, știi? Orice replică, orice cuvânt care se modifică, script supervisorul nostru, după aia rescrie exact în scenariu cum a fost pusă rostită replica și noi avem varianta scriptată și varianta modificată. Da, și dacă le compari sunt foarte puține modificări și în general eu am fost deschis tot timpul, au venit cu idei bune, adică au venit, exact. Bă, uite aici facem câteodată asta. Câteodată și pe set am venit cu o idee bună, dar care o prezentam și da, e bine, sună bine așa, e o chestie extra, dar rămânea așa după aia, era blocat. Da. Nu spunea când o dai, când după aia nu o mai dai, când îți mai vine, nu există. Îți dau un exemplu. În pușcărie, când eram acolo în pușcărie cu Denis, replica mea la final era așa, să știi că cea mai mare rușine pe lumea asta e să fii Gabor sau Bulangiu. Asta era replica scrisă în scenariu. Și eu am adăugat și tu ai față de amândouă. Știi? Adică și era acolo, i-am zis, poți să zic așa? Și a zis da. Dar în momentul ăla n-a mai zis. Adică s-a șters, aia a scris scripta. Deci acum nou, aia e cea mai mare rușine pe lumea asta e să fii Gabor sau Bulagiu și tu ai față de amândouă. Nu. Pentru cei care n-au văzut, disclaimer, e replică spusă de Iulică, un dobitoc, exact. Care este Iulică la pușcărie la Rahova. Nu încercăm să ne... Probabil da, e în pușcărie la Rahova, foarte mult. Adică, așa, este un homofob, un nenorocit de care noi facem mișto și este exemplul nostru de așa nu. De și în general, oricum va avea o viață grea că... în povestea noastră, în serialul nostru, va fi umilit, bătut, să fii umilit, mai bătut doar pentru replica asta, adică el doar pentru asta va fi. Băi, tu vei dai seama câte disclaimer trebuie să dai, trebuie să-i explici oamenilor. Păi că să mai nasc alte istorie. Nasc moștri. Îți dai seama că scoasă din context, pare că ai spus o enormitate. În context, înțelegi că ăsta e prezentat de la început. Un pușcăriaș, pârneaș la care atâta știe. Niște interlopi și așa mai departe din zona noastră în care nu puteau să fie toți interlopii noștri pro-LGBT și pro-drepturi și așa mai departe și egalitate de aia. Niște... Pe de-o parte, unii sunt rasiști, alții sunt misogini sau toate la un loc, sau unii homofobi, adică chiar așa sunt, trebuie prezentați.
Nu, să ascultă Mozart. Dar ia zi, câți oameni sunt în spatele, ca să înțeleagă oamenii, că la un proiect de genul ăsta, de o anvergură așa mare și cu de calitate asta, că e un serial de calitate, adică e mare, câți oameni sunt în spate? În afară de cei care se văd ăștia actorii. 150. 150, din care în fiecare zi acolo sunt 100. 100, da. Sunt 100 în fiecare zi, adică în orice zi de filmare noi ne întâlnim acolo, ne întâlnim 100 de oameni. Și cine coordonează echipa? Ne întâlnim 100 de oameni. Băi, avem 50 ori mai fi, ăla de la edit, de la nu știu ce. Dar 100 de oameni ne vedem așa, ne întâlnim. Avem și o să profit de prilejul ăsta, pentru că nu simt că n-au primit suficiente laude în contexte publice și atunci o să-mi permit să ocup puțin timp din podcast. După aia revenim cu chestii amuzante, să nu închideți. Ia uite-o. Deci, în principal, echipa e condusă de Delia Mihai, care e producător executiv pentru ProTV, ea e producătorul. Pe partea creativă, eu sunt producător creativ, adică deciziile creative, coordonarea din punct de vedere creativ o fac eu. Apoi avem line producer Alex Cech și, mă rog, aici șefii de departamente, de la Zoran, la Banderas, care e editorul, la Sorin de la Sunet, sunt Zoro de la Sunet priză directă, sunt enorm de mult, Luminița, care face setul, scenografia și așa mai departe, Luiza la costume, sunt enorm de mulți oameni care sunt dedicați. Dar cine-i coordonează? Un băiat, trebuie să fie un băiat sau o fată. Care zice, bă, pe noi, e Delia care e producătoarea șefă și apoi fiecare un șef de departament, deci, fiecare șef de departament la ea. Delia e producătorul general. Da? Și zice, bă, miercuri de la ora 7. Nu, de aici încolo. Șapte, filmăm. Nu, de aici încolo se împarte în departamente, departamentul de regie, departamentul de imagine, departamentul de tehnic. Departamentul de costume, departamentul de make-up, toate departamentele astea cu un șef de departament. Da, și ăla răspunde pentru pentru tot departamentul lui. E, în general, producția e coordonată primești de la departamentul de regie programul, cum se filmează, care e ordinea și așa mai departe, după care fiecare departament trebuie să-și facă temele. Mâine filmăm la Casă Bebe. Decorul trebuie să știe ce trebuie să facă. Make-up-ul trebuie să știe personajele cum sunt machiate și așa mai departe. Costumele cum sunt îmbrăcate și așa mai departe. Sunetul, dacă există lucruri speciale. Imaginea, întotdeauna discută cu regia decupajul, dacă are nevoie de echipamente speciale sau așa mai departe. Ce lumini punem, cum punem, exterior, interior. Și treaba asta se întâmplă zi de zi, timp de 5 luni de zile. Dar ați terminat, nu? Mai avem 3 zile. 3 zile. 3 zile. Ești fiert. Deci probabil că atunci când acest podcast va fi difuzat... Nu, ăsta va fi difuzat următorul gen. Păi da, probabil că... Săptămâna viitoare. Deci când vă uitați voi, noi abia am terminat filmările la Clanul de câteva zile. Da. Să faci sezonul 2? Sau nu ai voie să zici nimic? Eu zic că se face... cum să nu se facă? Da, nu e, adică nu vorbim, clar, nu e ceva aprobat și stabilit, dar în momentul în care ești lider de piață într-o zi ca lunea, care e o zi grea din toate punctele de vedere, nu văd de ce ar face. Asta e ideea, da? Mă rog, orice se poate pe pământul ăsta, da? În principiu, noi suntem un serial lider și nu văd de ce nu s-ar face cel puțin sezonul 2. Cel puțin. E cer de câte a avut, câte sezoane? 3. Care? Varianta turcească. A avut 3 sezoane, de 13 episoade, 39 de episoade. Dar tu poți să schimbi povestea? Bineînțeles. Dar asta e și asta se întâmplă. Adică, păi asta zi, mă gândesc. Este chiar un subiect de conversație. Știi că a fost la începutul, când am lansat, exista un procent foarte mic de urmăritorii cerute, pentru că a rulat la un moment dat și pe un canal din România și a mai fost văzut pe YouTube că a fost la un canal YouTube. De... Cred. Nici măcar, nu, ce altceva, mai mic. Și au zis, domnule, stați puțin, ați copiat, ați furat de la turci. Băi, asta a fost, deci singurele comentarii negative la acest serial de când l-am lansat sunt oameni care efectiv spun, bă, ați furat după ICR. De noi, în toate comunicatele de presă, ca și în toate aparițiile noastre publice, inclusiv că eram actori sau producători, regizori și așa, am spus, hei, am adaptat. Plătit, nu, când spune adaptat, nu înseamnă că m-am uitat la ea și hai să adaptăm un pic. Nu, am stat în legătură cu acea entitate, am cumpărat acel serial în vederea adaptării. Ei, și ce tot ce vedeți voi la americani, iertă-mă că sunt un pic aprins, tot ce vedeți voi la americani, 70-80% sunt adaptări după filme din altă parte. Dovadă că acest film, Icerde, a fost adaptat după un film corean,
sud-corean și după acel film sud-corean s-a făcut The Departed, dar voi probabil că ziceți că The Departed este Dumnezeu și este nașul acestui film, nu este. Majoritatea filmelor americane sunt adaptări după... Dar de unde ai tu pretenția asta să știi lumea lucrurile? Vreau să le explic, doar că mi-am cerut scuze că sunt un pic aprins. Majoritatea filmelor americane sunt adaptări după filme de multe ori franțuzești. Uite, dau un exemplu, serialul Euphoria, da? Care a rupt, e cel mai vizionat serial HBO, e adaptare. Ei, lasă, un seriat izraelian. Ca să vezi cum e, adică zici, mamă, Euforia, au rupt. Dumnezeu, au venit ăia, au stat niște băieți, au creat. Nu, s-au uitat la ce ce mai e pe la televizor pun lumea. Îți cumpărăm noi ăsta. Dar iarăși, numai că ei sunt atât de mari încât când îl fac ei, s-a terminat cu brandul ăla. Da, și iarăși adaptarea, că asta e, dacă te uiți la serialul izraelian, înțelegi că e bancul, i-au luat și l-au transformat într-o chestie care e valabilă în America în zilele noastre. Așa cum și noi am luat acest banc. Dom'le, un polițist infiltrează mafia și un mafiot infiltrează poliția și din povestea asta am creat ceva care are verosimilitate în contextul românesc. Dom'le, noi spunem o poveste românească. România, pentru normal. Români, cu personaje din România, cu ce Tătuțu, români, cu Pelicanul, cu Iulică, cu vorbele de la noi, cu hazul de la noi, cu în cu general, scobitoarea mea. Da, toată lumea. Scobitoarea mea numai... Eu am rămas surprins la ăla, la filmul ăla 28 de 28 Days, dacă știi ăla, care a stat închis 28 de... Da. Ăla, de fapt, e filmul tot așa, corean, japonez, ceva. O nu grămadă știu. Sunt... Deci... Aici zic, bă, ești nebun, eu nu știam. Probabilitatea e mai mare dacă te gândești la multe filme care ți-au plăcut, e mai mare ca acele filme să fi fost adaptări decât să fie producții originale. Și în general, uite-te cum funcționează și industria din afară, la premiile, la Golden Globe sau așa mai departe, ai premiu pentru cea mai bună adaptare. Cea mai bună adaptare și cel mai bun scenariu original. Deci scriptul se premiază în două categorii. Deci ai original, e normal script să se premieze în două categorii, că adaptare. Una e când băi, o poveste și toată premisa tot ai inventat tu. Și alta e când iei din altă parte și o adaptezi. Da. Poate o faci chiar mai bine. Da, au fost cazuri. Dar să știi că, băi, apropo de adaptare, știi, lumea nu înțelege procesul, dar e câteodată e mai greu să adaptezi. Câteodată. Corect. Nu întotdeauna, dar câteodată, pentru că la un moment dat ai niște situații pe care trebuie să le traduci într-un fel în care nu pot fi traduse într-un context românesc. Și atunci, fiind și constrâns de tot ce a fost până atunci, trebuie să găsești niște soluții ultra creative. Așa, când tu gândești ceva de la zero, ai câmpia liberă. 100%. Se pun și e odată adaptarea care poate fi mai bună decât aia, decât varianta inițială de scenariu, după care este cum ai realizat produsul până la capăt, cum ai regizat, cum l-ai filmat, cum au jucat actorii. Poate fi mai bun și mai iubit și mai iubibil decât decât produsul inițial. Zi de exemplu Vlad cu Bulgaria, că nu s-a vândut inițialul Ezel, s-a vândut nostru. Deci, și zi asta repede până mă duc eu la baie, dar să nu vorbiți altceva. De exemplu, Vlad, tot așa, Vlad, pornind de la o adaptare, Vlad... Așa, trage pe aia din stânga, împinge în stânga. Noi, schimbând povestea la Vlad și ajungând tot așa să fim un serial pe picioarele noastre cu o poveste care, pornind de la bancul lor, am ajuns către un univers original, aș putea zice... Vlad, ca adaptare, s-a vândut mai departe în teritorii. S-a vândut în Bulgaria, unde a fost lider de piață. S-a vândut în Coreea, s-a vândut în Spania, s-a vândut în multe teritorii, a fost difuzat pe televiziunile lor comerciale de prime time, fiind lider de piață în multe din aceste teritorii. Adică, îți dai seama, tot așa, a fost luată ca o poveste de sine stătătoare, nu, că așa ai luat originalul, de ce să-l iei pe ăla? Da, de ce ai luat o... Păi ai văzut adaptarea la... Că s-a făcut ăsta, Squid Game în Coreea, nu în Coreea, în Spania. Nu, ăsta, Casa de Papel s-a făcut în Coreea. N-am văzut adaptarea. Dar sunt curios să o văd. Nu, e ceva rău. Rău, nu. Bine, eu și adică, la Squid Game. Băi, și la Squid Game mi-a fost foarte greu să trec de stilul ăla de joc. Adică pe tine nu te-a... Bă, nu, eu recunosc, cred că din a doua sau a treia oară am reușit să pot să-i dau înainte. Exact. Nu puteam să mă obișnuiesc, era ceva, bă, nu cred, nu, ce da, fac? Da, și când nu puteam să mă concentrez, zic, bă, nu pot să cred că mă uit la niște filme în coreană, boss, deci nu mi se... Bă, mă, prima oară am dat dublat în engleză, tot nu era, că pierdeai, ăla zicea ceva, fața zicea altceva, dar ăsta, Casa de Papel, fix aceeași poveste, genul actorilor, gen de el profesor. Asta nu vorbiți prea mult. Ce s-a vorbit? De asta cu asta cum se cheamă? Adaptarea de la Casa de Papel în Coreea. Coreană. E pe Netflix. S-a făcut? Da. Cu aceleași, okay. Mă rog, numele personajelor diferă, în afară de el profesor, cred.
Și am încercat, eu zic, bă, cred cer, că... Cer. Nu, mă gândeam la o variantă coreană de el, profesor. Da, păi nu, tot așa, cu ochelari atâta, da. În genul ăla e aceeași. Dar eu zic, bă, cred că au făcut o variantă pentru Coreea, adică nu, e aceeași poveste. Dar mult medic. Mai slab pe coaică, nu știu, ceva... N-am putut să mă zic, ce e asta, bă, frate? Da, pentru că probabil publicul lor nu e obișnuit cu convenția europeană de cinema, de film, de seriale și atunci trebuie să facă ceva în stilul ăla ca să prindă pentru publicul de da, acolo. Da, eu m-am gândit că e continuarea Casa de Papel, gen sparg o bancă în Coreea. Știi, sezonul acum s-au 5. Dus în Spania, da. Acum s-au dus acolo. Așa am văzut eu prima oară, zic, bă, ce tare, ia uite. Când am văzut, zic, bă, ce e asta, bă, dar se întâmplă același lucru, dar... A, e o adaptare, după... E ca și cum am face noi. Da, bă, da, e un remake. E un remake, da. E, și ca să închei la povestea asta cu adaptarea, pot să zic că în scenariile noastre adaptate nu e absolut nicio replică, dar niciuna care să fie ca acolo. Acolo, ca acolo. Bă, niciuna, nu e una. Hai, mă, lasă. Nu e una, jur, nu e una. Mă uit la cer de ăla. Uită-te la bă, mie mi-a scris, mi-au scris oameni, fii atent. Da. Așa. Așa, mi-au scris oameni că replica aia cu când îi spune Vera lui Tudor, bă, zice, nu, iartă-mă că nu te-am nu reținut. Să... Că nu, că, știi, nu, că trebuie să zic pentru oameni, că nu te-am reținut, că nu rețin, că nu rețin lucruri neimportante sau chestia asta și el îi spune, eu te rețin foarte bine pentru că eu rețin toate căcaturile. Nu că e, era ai... motamon în cetul, ceea ce nu m-ar fi deranjat, că nu bună e adevărat. E de păstrat. Asta e o replică originală, să pun pariu pe ce vreți voi, acum, și ăla... Da, ai o replică foarte bună. Eu m-am uitat la tot serialul și ca să înțelegeți cum m-am adaptat... Ai o replică foarte bună. Ai o replică foarte bună, dar foarte toate, bună. Sunt, toate sunt ale noastre, deci noi... Deci ca să înțelegeți... Deci, foarte bună! Foarte bună, e foarte bună. Codin, știi cum s-a pus-o pe TikTok și a făcut ce vrei, așa testez. Știi cum s-a produs această adaptare, ca să ne înțelegem? Adică șansele să se întâmple o echivalență de replici sunt foarte mici. De ce? Pentru că eu n-am scriptul lor asta să iau scriptul nostru și să încep să scriu. Nu așa se petrece adaptarea asta. Adaptarea asta s-a petrecut așa. M-am uitat la serial, ce am reținut bine la nivel de poveste, că nu stai să reții niște replici în turcă traduse cu Google Translate, era traducerea, era aia. Nu cred. Era... Dar asta nu, când a venit scenariul, că ProTV-ul a plătit adaptarea, nu a plătit și n-a primit un scenariu tradus de profi. Nu le-am deschis. Eu nu am deschis acele scenarii. Eu personal, okay. Ele există fizic, le poți accesa. Eu n-am vrut să fac asta, pentru că okay. Asta te influențează. Deci tu te-ai uitat doar la film și ai zis, bă, un film cam în stilul ăsta. La, efectiv, la ce am primit, era un număr de episoade care erau cu o subtitrare engleză. Și un număr de episoade cu subtitrare în română, dar subtitrarea aia făcută de YouTube Automatics, ăla care da. Cum îți dă. Adică din turcă, deci n-am... La aia, efectiv, m-am uitat, după care am început să scriu așa, din cap, efectiv, țin povestea mare și încercând să duc povestea mai departe. Deci e imposibil să fie replici, de asta spun. Poate coincidența coincidențelor în cap, nu o să fie... Chiar, aia acum, nu replică... acum că zici, eu chiar cred că replica aia este Lia Bugnar entirely. Adică aia mi se pare că e genul ei de construcție frazală. E posibil. Aia s-ar putea să fie chiar Lia Bugnar, ea, genul ăla. Da, stai să te întreb. Tu la bază. Stai că și eu vreau să întreb ceva. Nu. Eu întreb primul. Fii atent. Băi, Iulica există? Nu. Iulica nu există. E un personaj la ei mult mai mic, îl cheamă Selin. Mai mic de înălțime, că nebunesc. Nu, e un adjuvant al lui Pelicanu, dar nu e în formula de doi. Deci nu e niciodată Iulica cu Pelicanu. Ei n-au acest concept. La ei e Pelicanu și mai e unul care e pe acolo, un argat. Mai apare, dar cum mai apar și în structura noastră diferiți. Da, dar nu au, n-au, de exemplu, Iulica nu era la pușcărie. Iulica nu era la pușcărie, adică... Cert. Dar tu nu te uita, bă? Nu m-am uitat la serialul turcesc. Nu, dar nici n-are sens, pentru că e făcut diferit, un stil diferit. Am vrut să las pe dirijor, pe el, să mă ghideze în sensul acestui personaj. Am venit și eu cu propuneri înainte să citesc chiar scenariile și veneam și ziceam că el zicea, bă, aș vrea să arăt diferit de tot și am mai venit cu propuneri, cu nu știu ce, mi-am zis, bă, dacă și avea mustață, dacă și avea nu știu ce, dacă, știi? Am gândit împreună așa, el a pus degetul și a zis, vreau să fie exact așa, după care l-am lăsat pe el să-mi ghideze. Acum mi s-ar părea mai interesant acum să văd cum e, uite, nici nu prea există Iulica acolo, dar cum este Iulica din Icer? Nu e Iulica mai... din Icer, de asta nu, spun. Dar acum mai degrabă m-aș uita, dar atunci nici n-am vrut, nici dacă era unul care stătea pe lângă Pelicanu, n-am vrut că, bă, te fură. Te fură. Dacă ăla joacă bine și joacă într-un fel, dacă juca, nu știu, un pic mai efeminat și era mișto, îmi venea să joc mai efeminat.
Că ziceam, da, bă, ce mișto a fost ăla, bă, ce mișto era băiatul ăla din Incer, deci cum juca el femina și cât de mișto de asta. Și m-aș fi dus în zona asta. Deci, personajul Ilică n-ai ce echivalent să faci, pentru că e un personaj, nu că minor, e un personaj episodic. Noi l-am făcut, am făcut conceptul ăsta de Iulica Pelicanu ca să existe, na, ți-am zis că am mers să creez un cuplu. Un cuplu comic de care e nevoie. Ai nevoie de acești pic și poc, știi, care să funcționeze în contrabalans cu toată greutatea aia pe care clanul, Bătătuțul și așa mai departe și toată zona asta de mafie ți-o dă în aparență. Ai nevoie de un comic relief. Și atunci am zis, mergem pe ăștia, îi facem să funcționeze în sensul ăsta. De asta, în general, oamenii care spun asta nu sunt niște oameni care, unu, să fie la curent cu ce se întâmplă în serialul turcesc, pentru că dacă ar fi fost la curent, ar fi văzut din start diferențele, că le există. Ok, dau un exemplu, și din primul episod, domne, unul la unul, în primul episod, de exemplu, al lor, Bebe Măcelaru, ca să zic așa, celal, preparatorul de kebab, cum ar fi traducerea motamo, așa ar fi, la ei un preparator de kebab, e un fost șaormist, care e lider de mafie, de exemplu, nu în toată povestea cu tăiatul degetului din primul episod. Nu se întâmplă. Nu se întâmplă, nu se ce? Deci, dar se Gianni există? E un echivalent de Gianni, da. Dar nu se întâmplă povestea aia, apropo de... Nu, adică din primul episod sunt foarte multe elemente comune, dar povestea efectiv e spusă diferit. Toată povestea cu pușcărie e spusă diferit. Și adică sunt foarte multe lucruri care sunt spuse diferit. Pentru că, în general, am luat bancul, după care evident că ne-am dus în alte... Deci dacă mai îmi scrie unul în comentarii că am furat după Icer, deci sau... Da, lasă-mă, deci, că furatul e normal, nu e, să scrii, că furatul în momentul în care plătești nu e mai furat, da, unul la mână. Păi bun. Așa am pățit eu cu Șoarecu. Doi la mână, piesă. Dacă mai scrie așa, dar dacă mai scrie și că e unul la unul cu așa... Bă, astea sunt niște lucruri care e foarte ușor, știi? Dar stilul clasic românesc. Iar aruncatul de piatră trebuie să ai un motiv, știi? Da, dar nu, adică eu, pentru cine se uită și cine e cu inima deschisă și vrea așa, se pot face comparațiile astea oricând, ca absolut de la stil de filmare, la replici, la ce vrei tu, suntem un serial pe propriile picioare. Da, suntem după un format, după formatul ICR, de acolo s-a luat bancul, dar am explicat cum e cu povestea asta universală și de unde pleacă ea. Și așa, nu știu, m-am zis, dacă căutați, în general, filmele care v-au plăcut sunt adaptări. Deci o să aveți această surpriză. Lumea, că lumea vorbește și că zice că-i lua de acolo și de acolo, eu am pățit așa cu, am făcut Șoare cu piesă cu Shift, după piesa lui Papa Junior cu Monica. Hai să înțelegi că aia. Care a, da? Toată lumea o știe. Cum mă, a da? N-ai, cred că ai da, pus story. Da, da, ai dat după aia? Am făcut tot, da. Eu nu mi-am dat seama că e după aia, de că e adaptare după... Ba da, e unul, refrenul e unul la unul. Ok. Dar doar refrenul, linia și textul de pe refren. În rest e făcut de la zero tot. Dom'le, că nu mai știi să faci, să copiați. Scriind dedesubt. La drepturi de autor, la toate plagiat numele. Plagiat înseamnă că îmi copiezi și nu acord nici o remunerație financiară, nici un credit... Noi am luat drepturile de la oameni. Știu, că explicam oamenilor că ce înseamnă plagiat. În momentul în care nu admiți că, adică tu... Și numești la fel ca piesa originală, să înțelegi. Adică, da mă, dar oamenii, pentru ei e mult mai facil să arunci din prima decât să, bă, stai un pic să cercetezi. Bă, totuși e pe ProTV. Adică, ori fi furat așa, da. A venit ProTV, a furat un format așa și gata, cum? Adică nu există asta. Nu, și să înțeleagă, știi că aici, să înțeleagă, știi că au zis, dom'le, ce ai făcut tu că am mai primit din astea, știi? Bine, sunt puține raport cu oamenii care au, dar unii, ce ești tu, mă, scenarist, că tu ești traducător. Ha, ai bă, tradus. Da, asta e deja la... Băi, da, mă, dacă nu înțeleg, da. Dacă da, bă, înțelege ce înseamnă, ce înseamnă munca asta de adaptare, știi? Că de multe ori, bă, ți-am zis, când scrii un scenariu original... Ai câmpie liberă. Și tu știi turca la perfecție, da, și asta a fost asta te-a calificat. Deci da, asta te-a omul așa care știe turca, da. Da, bă, un regizor trebuie să știe turca. Ghid căzăm, ghid căzăm. Da. Nu știu ce zic, buiuc, dar, ciorap. Pleacă de aici, pleacă de aici. Dar tu la bază, tu ești actor, regizor sau scriitor? Sau De formare sunt actor. Am terminat actoria. Așa. Apoi și master de regie. Deci am studii de master de regie. Dar inițial am pornit pe drumul ăsta la actorie. Apoi, așa, într-o perioadă a vieții mele în care mi se părea mie că totuși ca actor nu ești suficient de mult angrenat. Aștepți după proiecte, ele vin, pleacă, sunt perioade în care lucrezi intens, perioade în care aștepți și am zis, bă, trebuie să fac ceva cu
cu ce-mi place timpul meu cel și mai cu mult, da. Drive-ul meu creativ, că despre asta era vorba. Adică simțeam că oricum în actorie și când ești luat, ești întotdeauna supus unei viziuni, libertatea ta creativă e mult mai mică. Adică tu trebuie să fii cum îți cere ăla, trebuie să faci, na, ești la servicii. Și am început să scriu. Am scris un scurtmetraj, l-am făcut pe banii mei, am scris alt scurtmetraj, l-am făcut pe banii mei. Și unde li dai? Unde sau le-ai dat unde? Nu, eu l-am făcut ca exerciții, știi? Au avut un parcurs festivalier în zona asta, au fost selectate în festivaluri. După care a venit povestea cu Vlad. Nu, mint. Întâi am scris un scenariu de animație, care a fost chiar animație shortlistată la Oscar, Călătoria Fantastică a Maronei, regizată de mama mea. Mama mea e un regizor de animație, Anca Damian. Și nu știam, filmul de animație lungmetraj Călătoria Fantastică a Maronei, care a fost nominalizat la premiile Academiei Europene de Film, a luat nu știu câte premii, a fost shortlistat la Oscar pe Oscar și Academia. Tare, eu nu știam asta. Păi, na, că așa se întâmplă în general pe zona asta de nișă, știi, nu? Animația nu e băgată în seamă. Asta a fost primul meu proiect ca scenarist, după care a urmat Vlad, care a fost așa, eu eram actor în Vlad, în sezonul întâi. Și la un moment dat se dădea casting pentru rolul fratelui meu. Și le-am dat producătorilor un scurtmetraj pe care îl făcusem cu un copil și am zis, bă, copilul ăsta e foarte talentat, uitați-vă la el, uitați-vă în scurtmetrajul ăsta că poate îl luați pe el pentru frate meu. Și au văzut filmul și le-a plăcut și au zis, da, tu și scrii, tu regizezi? Da, fac. Nu vrei să dai o probă de scris? Da, o probă de scris. Și am dat o probă de scris. Vă rog că scrie frumos, că e scris exact, caligrafic. Da, da, da. Doamne, ia frumos aici. Mi-au dat de scris 3 secvențe, așa, mi-au dat bancul, scrie secvențele astea. Le-am scris și după care, bun, nu vrei să fii scenarist în sezonul următor? Ba da. Mi-au dat un episod, întâi ne-am întâlnit, Writer's Room, un episod, le-am împărțit episoadele, eu unul. L-am scris și repede și bine. Am zis, nu mai vrei încă unul, că ea n-a apucat să-l termine. Ba da, mai dați-mi unul, mai vrei încă două, dați-mi încă două. Și la final, după ce s-a scris întreg sezonul, producătorii au luat decizia să rescriu eu tot, că li s-a părut că se potrivește mai bine pe drumul pe care voiau să meargă. Și atunci s-a luat și decizia, de fapt, să mergem într-o variantă originală, adică să modificăm, să plecăm de la povestea din Ezel. Și la Vlad, el scria cu Lia Bugnar, cu fosta lui iubită. Contează treaba asta, adică probabil că și ritmul și tot. Mai târziu. Ah, da, mai târziu, început de scris singur. Da, da. Nu, dar știam că a scris amândoi scris și mă gândeam că tot ritmul te ajută când sunt doi care, adică nu, ei vreau tot timpul două, la clanul, tot timpul au scris în doi. Nu, din sezonul următor, primul a fost așa, în care am scris eu, după care am fost împreună, permanent, adică am scris 34. N-am știut că ai început singur să scrii la Vlad. Am crezut că de la început ați început amândoi. Da, îmi place cum Codin zice. A fost împreună cu Lia Bugnar, a fost a lui iubită. Păi da, de ce? Am explicat. Cui? Mie? Oamenilor de acasă, nu. Trebuie să știi oamenii că aceste două seriale și Clanul și Vlad au doi scenariști. Da, mă, am înțeles asta, sunt da. Sunt doi scenariști. Da. Cum ar veni? N-am știut că a început el singur, mă rog, dar știu că ei aveau și chestia asta. El scria structuri, aia scria, nu știu cum, replici și alte chestii. Voi de unde vă știți? Voi cum v-ați cunoscut? Eu cu Codin? Da. Păi la teatru. Foarte pe scurt, primul meu film pe care l-am produs vreodată împreună cu Dan Chișu, prietenul meu, avea niște actori. Una dintre actrițe era Lia Bugnar, fosta lui iubită. Și am... Eu o cunosc, bă! Știu că știi. Eu o cunosc! Da, bine, cunosc. Lia Bugnar, fosta ta prietenă din Asia Express. Și am... Chișu mi-a zis, dom'le, uite, o să joace oamenii ăștia la noi, aș vrea să-i vezi și tu un contextul în care, în care eu i-am văzut ca să-i aleg. Și m-a trimis să văd pe Lia la teatru. Și mi-a zis, du-te că, uite, Lia este regizoare și scenaristă și dramaturg. Și joacă într-un spectacol, iar eu în funcție de acel spectacol am distribuit pe toate trei fetele. Erau Lia Bugnar, Maria Obretin și Ilinca Manolache. Și a zis, du-te să le vezi pe aceste trei fete într-un spectacol. M-am dus, am văzut, spectacolul a devenit spectacolul meu preferat de teatru, noi patru, este efectiv genial, scris și regizat de Lia și joacă în ea. I-a zis, mamă, ce tare, și la final m-am dus la ea și a spus, mamă, bravo, o să ne vedem pe platou, că tu joci la noi în film și uite, sunt și o producător, dar zic, asta ai scris tu, da. Mai scris și altceva, da. Și mi-a mai dat și am început să mă duc la toate piesele Liei. M-am prietenit cu Lia, după care m-am prietenit cu Angel. A. Că mi-am zis, iubitul meu, și am început să ieșim la cafele sub, și a venit organic, știi, adică ne-am văzut din ce în ce mai des în formula asta. Ah, ok. Dar încercam să-mi aduc aminte momentul în care
că atunci ne-am cunoscut, dar... Momentul în care ne-am cunoscut noi doi? Nu, momentul în care ne-am cunoscut la Godot. La atunci, Godot. La Godot, dar nu, momentul în care am devenit prieteni buni. Când v-ați cerut prietenia. Da, exact. Da. Nu știu, nu cred că îți poți... Nu cred că se poate identifica un moment, pentru că totul a venit crescendo organic. Da, nu poți să știi dacă momentul ăla sau cu două luni înainte, când noi mai ieșisem. Da, 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 probabil. Ne-am văzut din ce în ce mai des, pur și simplu. Zi-mi o istorie de la filmări. Sau niște chestii pe care o trebuie să le faceți, în afară de asta, că v-ați întâlnit cu Nuțu și cu astea, să luați pulsul, să vedeți cum se raportează. Niște istorii din astea, de pe platoule de filmare. Sau ce trebuie să faceți ca să aduceți realismul și trunesul ăsta... E mai zăpăcit, ori e istorie, ori să aduc trune. N-am adus nicio trune. Păi ori așa, ori o întâmplare, mă. Eu îți povestesc o întâmplare. Sunt întâmplări toate. Bun, îți povestesc o istorie care mi s-a întâmplat la Rahova, când am filmat la închisoarea Rahova. A fost prima dată când am fost la această închisoare. Eu am mai vizitat, atunci când am scris cartea despre Nuțu, am mai vizitat Jilava, Găieștiu și Ploieștiu. Adică am fost după el cât a stat în închisoare și a fost mutat. Mă rog, la Jilava am fost de două ori, că am fost toată și la Nuțulică, când am fost împreună cu Nuțul la vizită, dar în toate trei închisoarele n-am fost înăuntru, ci am fost efectiv doar prin filtrele respective și la camera de vizită. Da, n-a intrat. N-am văzut celule, n-am văzut interioare de curs și așa mai departe, sau celule, dar am trecut prin toate filtrele acelea și am ajuns în zona unde se efectua vizita. Da. Da, dar măcar am fost la trei pușcării, am fost. Și acum era prima oară când mergeam la Rahova. Prima oară când am fost la Rahova, mi s-a părut foarte interesant. N-am știut că vis-a-vis de Rahova e casa lui Emi Pian, n-am știut treaba asta. N-am știut. Știam. Deci e Rahova aici, dar fii atent. Și este vis-a-vis de Rahova e casa lui Emi Pian. E ceva interlop, ceva, nu? Da, care a murit. Nu știi, celebru caz de Emi Pian a murit înjunghiat după un meci de barbut. A fost... Ba da, a fost ceva la știri, nu știu, da. Oricum, un clan mare și așa mai departe, da. A cărui lider a murit relativ de curând. Și casa lui e vis-a-vis. Cum îți dai seama? Are un banner imens pe casă cu poza lui. Extraordinar. Deci, bă, cum ieși din Rahova? Cum se deschide poarta? Cum deci se deschide poarta? Mare, vezi poza, vezi casa lui Emi Pian cu poza cu Emi Pian cu... Ceva genul așa. E la cascada Niagara și arată două degete în sus. Așa. Da. Extraordinar. Băi, dar stați o secundă, vă zic acum, stați, să vă uitați pe voi, că îl mai vedeți, la primul episod. Se vede treaba asta. Adică când, vezi în spate, când personajul lui Denis Hanganu, când personajul lui Tudor iese și se întâlnește cu mama lui, cu Luminița și așa mai departe, în toate cadrele vezi că... Îl vezi pe Emi Pian. Emi Pian e în clanul, ca să știți. Emi Pian apare în clan. Adică n-are, e acolo, vedeți, e poza lui. Bun, asta mi s-a părut oricum senzațional. Adică mi s-a părut senzațional. Dar ai întrebat și tu de ce? N-am întrebat că n-am știut pe cine. Pe cine să întreb? Pe ăia de la Rahova, de acolo, că sigur să știu, își dau nu știu, zahăr, nu, eu sunt curios, în primul rând, cum și-a ales acest om să-și construiască casa vis-a-vis de... Da, că mă gândesc că Rahova e foarte mult. Hai să zic și eu tot. Adică voia să traverseze des sau nu știu. Sau da, avea, da, nu știu. O poveste haioasă tot din ziua de la Rahova, apropo de Pian. Filmam și era exact ultima secvență înainte de pauză de masă. Am terminat să filmăm și vine cineva la mine. Am văzut că stătea acolo cu filmat cu telefonul și zice: Adriane, ai înviat să mă mama. Eu eram Adrian din Vlad. Personajul care am urmărit, zic, da, am înviat, uite, m-am întors aici, acasă, la Rahova. Da, eu sunt Pian, unul din fratele lui Pian. Okay. Început, noi aici stăm, aici avem casă, nu știu, zic, și ce mai e pe aici pe la filmare? Mai e vreun... Zic, uite, mai e George Mihai, să mai e Codin. Nu, Codin nu, că l-ai cunut, nu-mi place de el. Am ajuns să eram la Nuțu, deci n-am vrut ăla să vorbească cu mine, acel domn. Deci n-avem ce să întrebi. N-am avut acel domn, nu vorbesc, da, n-am văzut că nu vorbesc cu mine. Așa, mă rog, asta mi s-a părut un fun fact, faptul că asta lui Emi Pian este exact acolo vis-a-vis, cu o poză mare. Da, da, chiar e... Cumva sfidătoare la adresa închisorii, era acolo, Libertate. Exact ca unde, în Caracal, nu știu unde, că închisoarea e pe Strada Libertății sau ceva. Da. O din asta. Da. Băi, eu vă zic, apropo de asta, că zici tu că în Caracal, eu vă spun, din alea vizitate mine, la Găiești, închisoarea e pe Strada Libertății. Ei, lasă. Da? Deci s-ar putea ca toate închisorile să fie pe Strada Libertății. Sau poate închisoarea să schimbă numele străzii. Da. Da. Ah, ok. Deci la Găiești e treaba asta. Bun, revenind, am observat chestia asta care mi s-a părut foarte interesantă și mă întreb cum fi decis omul ăla să-și construiască casa acolo, că ai vrea mai departe de... Nu chiar în... Da, unde ai, probabil că ai fost sau au fost membri ai familiei tale și n-au fost zile fericite pentru nimeni.
Bun. Dar în orice caz, era prima oară când intram în Rahova, când vizitam Rahova și oricum era prima oară când intram efectiv într-o închisoare în celule. Să... Da, mai adică. Dar erau deținuți? În Rahova? Nu, unde ați filmat voi, pe acolo. Păi stai, treceam printre celule de deținuți, prin curți și așa, dar unde? Fix în celula nu, în care ne-a fost normal, alocată? Nu, dar era plin, stânga-dreapta, okay. Nu știu, era plin, că e plin la Rahova, e grad de ocupare mare. Grad de ocupare bun. Și am intrat acolo cu niște sisteme, da, am lăsat toate telefoanele, am ieșit, camerele au trecut foarte greu, filtre peste filtre, niște gardieni care mergeau, care ne însoțeau, nu știu ce, mă rog, a trebuit să trecem prin niște filtre, apoi să ne regrupăm toată echipa și doar însoțiți să trecem prin niște curți și așa mai departe, prin niște căi de acces, complicată treabă, complicat. Da? Cât timp am stat acolo și ne-am stat toată echipa, în primul rând am aflat că Rahova e o închisoare mixtă. Eu n-am crezut și nu mi-am imaginat și n-aș fi jurat în viața mea. Sunt bărbați și femei. Adică nu e secție de bărbați? Eu am crezut că Rahova, Jilava și astea toate sunt de bărbați și că Târgușor sau ăla de care tot auzi e de femei. Așa. Ei bine, nu. Rahova e mixtă. Bărbați și femei. Normal, în imobile, în total clădiri separate. În blocuri diferite. Total, cumva. Total. Mai sunt și alte ziduri, dar în toată compound, în toată această unitate numită Rahova, sunt și imobile întregi cu celule de femei. Și acolo unde ne-am strâns ca să putem să mergem mai departe spre unde aveam de filmat, primul imobil era de femei. Ah. Care erau la geap, se uitau și vedeau că se strâng acolo oameni, echipe, nu știu ce. Și mi s-a părut impresionant și amuzant, o să înțelegi de ce, când o deținută de la etajul 4 sau așa ceva, în orice caz, undeva sus, nu o vedeam. Vedeam doar niște mânuțe care strigau de niște grate, așa. A strigat Codin, Codin, de două ori, și apoi a strigat fata de la 702. Care mie mi s-a părut extrem de impresionant, că, uite, mă vezi că mă impresionez, faptul că femeia aia citise și că era impresionată de, uite, de fata de la 702, cumva de povestea care m-a împins pe mine să renovez spitale publice din bani privat. Și ca să înțelegi ce imagine are Codin în echipă, că noi eram membrii echipei acolo. Aici a urmat gluma, da. Aici a urmat gluma. Când au auzit Codin fata de la 702, niște colegi din echipă care nu cunoșteau povestea, au zis, ți-a dat numărul de la cameră ca să treci pe la ea. Toată echipa, aproape toată echipa, a crezut că aia strigă la ce cameră e ea. Să treacă și Codin pe acolo. Știi, fata de la 702. Și uite, mă, boss, aia zice la ce cameră e. Crede că poți să te duci până acolo. Și eu zic, nu, băi, e vorbește de un articol despre fata care s-a stins la fundeș și în memoria căruia am renovat toată secția. Dar mi s-a părut foarte tare. Da, practic, fata de la 702 este triggerul acestei spitale publice din Mamă. Primul lucru, deci noi am intrat, am trecut de controlul ăla de telefoane și de tot și mergeam către celule și efectiv primul lucru care s-a întâmplat în pușcărie a fost fata aia care striga Codine, fata de la 702. Și n-ai vorbit cu ei și tu? Cu ce să vorbesc? În primul rând ar fi trebuit era să încep să 4, urlu, da. Am luat ceva, să română, nu știu, ceva. Da. Și atât, ce era să zic? Da, aș citit acum mulți ani, sunteți, de când sunteți? Aveți acces la internet, ce era să zic? Nu. Ați dat SMS luna asta. Da, ați dat SMS, familia dumneavoastră donează. Apropo, să adică dați SMS la 845 cu textul facem. Corect, să dați SMS la 845 cu textul facem. Și mai faci ceva. Și mai facem, dar hai să facem un moment în care să anunțăm toți trei chestia asta, așa mai, nu știu, să facem un moment în care horă, să ceva, da, o ceva. La... Adică să facem la final și poate să-l inserez undeva. E fiert. Da. E fiert ăsta fi momente. Păi dar nu e un moment ăsta. Bine, vrei să facem acest moment, vrei să-l facem, da? Da. În care să spun. Bun, avem un nou număr de SMS la 8864, tot cu textul facem, pentru 4 euro pe lună. Am lansat acest număr de SMS de câteva zile și este doar pentru cei care vor să doneze mai mult. Am avut cazuri de oameni care mă întrebau și le plăcea treaba asta cu SMS-ul. Nu voiau să-și pună cardul undeva, că există sisteme, avem sisteme în care poți dona cu recurență, dar sunt oameni care îmi ziceau, sunt oameni care încercau să dea al doilea SMS, adică dădeau SMS cu textul facem la 845. Nu, ăla îi dai odată, poți să zici facem, nu-ți ia mai mulți euro pe luna aia. Okay. El îți ia odată. Și îți mai ia o dată luna viitoare și mai ia, până când oprești treaba asta. Zici el ți-a cu recurență 2 euro. Dacă au avut oameni care ziceau, facem, vreau să dau câte 10 euro, vreau să dau obișnuiți de pe la emisiuni, de unde poți să votezi de mai multe ori și ți-a banii, da, bravo, știi? Da. Și atunci
pentru acești și oameni. Și eu am primit mesaje de genul ăsta, dar cum putem să facem să donăm mai mult prin SMS? Prin SMS, că le place prin SMS, e simplu, da, e simplu, îți vine factura alea, nu se pare safe, da, să nu bage card, oamenii se fereze de card. Și atunci am creat acest nou număr, 8864, cu textul facem, pentru 4 euro. Te poți opri din celălalt dinainte și să donezi 4 euro acum, sau cumulat, dacă nu-l oprești nici pe celălalt, că nu se anulează unul pe altul, poți donezi 6 euro. Dar chiar care e rata de cât se dezabonează? O, Doamne, e îngrozit. Adică e ceva... Serios? Da. Da. Adică în fiecare zi de la Dumnezeu, ca să știți, în fiecare zi eu, dacă n-aș face genul ăsta de anunțuri și de promovare și de să arătăm ce facem, unde mergem și așa mai departe, în fiecare zi se dezabonează mult mai mult decât se abonează. În fiecare zi. Ah, serios? Deci în fiecare zi e așa. E ca la o pagină inactivă de Instagram, frate. E ca la o pagină de Instagram în general, în care nu faci chestii, în care faci... Nu e inactivă, dar știi și tu că... Tu pe Instagram, cumva... Nu-l mai bagi în seamă, îi dai haița, că e greu să dai tu unfollow. Știi, adică mie mi se pare că te doare, pe mine mă doare sufletul, da, pentru așa. Pentru unii oameni din ăștia pe care i-am eu abonați, contează ea 2 euro și au donat o lună, sunt au donat 2 luni, au donat poate 3 luni și a patra lună când le vine mesajul, ați mai donat încă o dată cu 2 euro și dacă vreți să vă opriți, scrieți, facem stop, oamenii opresc chestia asta, nu poți să n-ai cum să... Eu nu-i blamez, dar... Plus că mai sunt, poate sunt și cazul oamenii care schimbă numărul de telefon. Ai. Știi, opresc nu știu ce. Deci în toate cazurile astea. E un gen de inițiativă care ia foarte mult timp. Adică tu nu faci ceva de pe azi pe mâine. Tu renovezi spitale. Treaba asta durează. Adică până când vezi lucrul ăla concret și până... Da, hai că s-a văzut la el. S-a văzut, dar știi cum e? Tu trebuie să anunți în permanență ceva. Trebuie să nu se întâmplă în fiecare zi ceva. Ce s-a mai întâmplat? Spune, ne mai convingeți azi. Da, am început renovările. Ok, până când vezi tu imaginea aia, meritam să dau 2 euro, că văd secția, intru în ea, pășesc în ea, Doamne ferește să am nevoie acolo, dar mă uit pe niște poze și zic că e ok. Până când se întâmplă asta, dacă nu e o campanie activă, ceva, mai scrii despre țiriac, mai bagi ceva, mai faci, corect, ceva care să... Hai să dăm și luna asta. Noi facem destul de mult. Terminăm acum și nefrologia și holul dintre ele și practic tot etajul 7 de la Funden, tot etajul 7, hematologia pediatrică, unde sunt copiii bolnavi de cancer, nefrologia pediatrică și holul dintre ele o să fie renovat. Finalizăm în curând 2 lifturi la 2 spitale, dar unul din Deva, unul din Piatra Neamț. Bă, ok, ori vedea oamenii aia pe acolo, când merg pe curte, ce uite mă, construi niște lifturi exterioare, atașate unor clădiri, ca să nu mai care pacienții cu pătura. Băi, erau pacienții cărați cu pătura pe scări, la etajul 1 și 2, pentru că scările înguste nu puteau cu targa. Și atunci ori puneau ori pe pătură, ori pe scaunul cu rotile. Și luau așa. La secția de infecțioase la Piatra Neamț, zicem, da. Îi luau cu scaunul cu rotile și luau 2 brancardieri mai puternici, că trebuia să fie forță să le iei pe unul care... toată greutatea e concentrată într-un singur ăsta. Da. Da. E, se văd niște chestii, dar greu, am schimbat toate paturile la tecuci. Am adus până acum 600 de paturi pe care le-am împrăștiat în toată țara. Și Fundeni au beneficiat și alții. Am cumpărat paturi de ATI, care sunt mult mai scumpe, mult mai dotate cu niște chestii și așa mai departe. Am renovat toate băile la Piatra Neamț. Suntem acum la Oradea, Reșița și facem... avem niște proiecte mari la două spitale, Oradea și Reșița. Avem un proiect la spitalul din Ploiești. Ieri am fost la conferința de presă, adică pentru voi săptămâna trecută. Ieri am fost la Ploiești. O firmă din Ploiești a zis: băi, vreau să organizez un concert în care să vină foarte mulți artiști. Vă invităm și pe voi pe această cale, că sunteți ambasadori și tu și Ștefania. Și facem un concert la anul în Ploiești pentru spitalul de copii, spitalul pediatric din Ploiești. Tare! Da, toate fondurile vor merge acolo. Firma asta îl organizează, se numește MRS, o firmă de imobiliare din Ploiești, care a zis: păi vreau să întorc ceva în comunitate, că toate investițiile noastre sunt aici în Ploiești, trebuie să facem ceva pentru Ploiești. Și ei fac un concert, îl plătesc ei din punct de vedere scenă și așa mai departe. Că și artiștii să vină gratis? Artiștii să vină, sper eu, cât mai mulți gratis, dacă nu să facă discounturi, să avem un line-up puternic de artiști. Da, da. Și ei au să așa, facem chestia asta, o facem cât mai mare. Și fiecare bilet îl donăm. Și noi cu fundația am venit și am zis: dacă voi faceți asta și, uite, o comunitate care face ceva pentru orașul lor, noi dublăm toată suma. Deci dacă se strâng 30.000 de euro din bilete, eu pun și eu 30.000 de euro alături de suma aia și 60.000 de euro mergem la spital. Sper să se strângă măcar 100.000, ca să pun și eu 100.000 și să fac așa. Dar oricât
câți bani s-ar strânge la acest concert pe care îl organizăm la anul? E tare că asta e ca un bulgări din ăsta, să rostogolești, vede că faci unul, vede. Eu am primit foarte multe mesaje, de exemplu, după ce a fost faza cu Fundația Țiriac. Foarte multe mesaje. Bă, unde vreau să donez? Din ăștia mici antreprenori, chestii și așa. Cumva e o credibilitate oferă lucrurile astea. Bă, vedem că faci, s-o băga și ăla, faci și ăla, dă-mă că, știi, adică, nu știu, parcă le dai curaj. Corect. Iar eu vreau să, uite că eu care voiam să fac podcast amuzant, nu mai gata, imediat revenim la asta, că o să cânt manele, imediat. Ideea este următoarea, aș vrea să încurajez genul ăsta de inițiativă ca aceste firme MRS din Ploiești. De ce? Pentru că eu aș vrea să mă duc în orașele și uite, vă spun pe această cale, o să vin de acum încolo, mă rog, trebuie să termin Oradea, trebuie să termin Reștea, dar vreau să vin în orașele în care o comunitate de oameni de afaceri sau o singură entitate sau nu contează, strânge niște bani. Adică eu prefer să mă duc la Brașov, dacă Brașov vă zice noi, comunitatea de afaceri, am strâns 200.000. Vin și eu cu 200.000 și de 400.000 facem ceva împreună în orașul vostru, decât să mă duc în orașe care mă ignoră tot, care nu depun niciun efort, că nu trebuie să facă cu mine, dar care nu depun niciun efort pentru comunitatea lor. Mi se pare mult mai tare să fac un challenge de așa. Păi, ia firmele din orașul respectiv, nici nu donați către mine și așteptați să vezi, poate îmi donează o firmă din Cluj și eu fac ceva la Constanța. Poate nici asta nu-i fair. Nu, frate, vedem. Fiecare oraș cu comunitatea lui se strângă, să spună ce sumă strâng, eu o dublez și facem acolo. Oricum. E mai tare așa. 8864 textul, facem 4 euro pe lună de data asta, dar noi facem chestii extraordinare și suntem și transparenți cu ele. Fă-o, poți acum. Acum. Ia să vedem. Face speak acum. E activ de ieri. Eu oricum am 845. 8864 azi, nu? Da, 8864. Textul facem. Textul rămâne același. Cred că merge cu litere și de tipar și mici. Eu scriu tot timpul de tipar, că așa mi le... 8864. Uite. Gata. Imediat. Pentru așa... Perfect! Trebuie să primiți mesajul ăsta. Da. Fundația Metropolis îți mulțumește, donezi lunar 4 euro pentru renovarea asta așa. Poți opri donația cu facem stop. Mai știi cum voiam să facem? Cu aia? Cu textul? Nu mai știu ce. Știu, țin minte cu discuția, dar nu mai știu ce cuvânt găsisem. Găsisem noi... Totul a plecat, vă spun pe scurt de la ce a plecat. Eu sunt abonat la mai multe fundații, sunt abonat și la Dăruiește Viața și mai sunt abonat la unii la care nu mai știu cu ce se ocupă, nu mai știu, sunt abonat de foarte, foarte mult timp. Am dat SMS la un număr de telefon cu textul pâine. Și în fiecare lună primesc de la oamenii ăia, dacă vreți să nu mai donați la cauza noastră, trebuie să scrieți pâine stop. Și eu am zis, băi, eu nu pot să scriu pe ecranul telefonului meu să dau send, pâine stop. Nu știu cine primește pâine, dacă o primește niște căței, dacă o primește copii, niște oameni în Africa, în România, nu mai țin minte cu ei am donat. Da, da. Dar eu nu pot să scriu pâine stop pe ecranul telefonului meu să dau send. Că eu nu pot să scriu pâine stop. No, și noi vorbeam de că, bă, ce text să punem la facem sau viață sau ceva. Era ceva. Și zic, ok, dar ce mesaj pune la când omul vrea să-l oprească? Păi nu, stop viață, trebuie să fie același mesaj. Dacă cu facem, facem stop. Dacă a fost pâine, stop. Și noi atunci ne gândeam când încă nu aveam cuvântul facem. Cuvântul, da. Hai să punem ceva care să nu niciodată să la alături cu stop. Da, moarte, ceva, sau stop viață, sau... Viață, stop. Sânge, stop. Da, ceva rău. Adică România, stop. Da, era adică ceva. Adică să zici, băi, nu pot. Nu mă las. România inițial, dar când trebuie să opresc, trebuie să opresc cu România, stop. Niciodată. Da. Nu pot. Da, mă rog, asta cu facem stop. Noroc, stop. Da, facem stop. Mi se pare că e mult mai ușor. Sănătate, stop. Să scrii sănătate și ea scrie sănătate, stop. Nu prea-ți vine. Băi, nu scrie. Te lovești karma, Doamne, ferește. Așa. Da. Deci trebuie să fac următorul număr, facem cu Dumnezeu. Și trebuie să scrii Dumnezeu. Că e frumos, dar când scrie, ia scrie Dumnezeu stop. Că e bine greu să scrii, să-i pui stop. Să mă gândesc la ce. Chiar ateu să fii. Asta vreau zic, și că nu crezi. Da, deci, bă parcă cineva tot, mă. Hai să nu fie scris, că și, așa și gânditul, da, asta e. Eu l-am vorbit foarte mult în podcastul ăsta. Foarte mult. Angel? Da. A, dar vorbește... Mă rog, nu vorbește ca mine, dar... Nu, că el, de obicei, el vorbește în podcastul voastră, el vorbește într-una. Nu, chiar, să știi că în astea în care au fost, de exemplu, acum ăștia de la Clanul... La Clanul, da, nu, eu zic în general. Da, mie îmi place în general să stau la primire, așa, știi, adică mai... Și e greu în trei, e greu. E greu că de ce?
contează și cine sunt invitații și cum ne raportăm la ei, cine mai apropiat de ei. Un la mână. Doi la mână, exemplu, contează și subiectul. Aici, pe subiectul ăsta, nici nu era normal să vorbesc eu atât de mult pe clanul. Cât, mai ales întrebările tale enervante și plictisitoare. Să nu dați, să nu dați stop la asta, că urmează când eu manel. Și cum adică întrebări enervante și plictisitoare? Ai de-alea cu cum să-mi pun eu aici o farfală de aia ce voiai să spui tu. Ia uite-mă că știi ce-i farfală. Așa, că voiai să nu știu ce, că cum, dar cum editați clanul? Dar cum, numai întrebările tale tehnice. Oricum păi, ăsta trebuie să răspundă și oricum ați plictisit lumea. O să cânt eu manele în curând, să nu închideți. Așa. Deci, să faci sezonul 2. Neoficial, nu e aprobat, nu e ceva, adică să înțeleagă lumea. Nu, hey, dăm... dar nu o s-o supăra nimeni acum. Nu, hai să o dăm altfel. Dom'le, dacă vă uitați, se face. Dacă nu vă uitați, nu se mai face, ca în viață. Dar nu, dar cât că face? 22, 23 ai zis. Da, păi a făcut 27. Păi foarte bine. Primul episod. A fost 27. Ceva ireal. Eu acum când mă gândesc cât face Asia, sunteți... Hai mă, lasă-mă, cât făcea Asia? Nu, a făcut și 30 ceva, a făcut, dar... Ce făcea Asia? Asia. Zi-mă cât a făcut. 52 a făcut. Finala... 52, vin așa. Cât a făcut? Era un context irepetabil. Da mă, trebuie să recunoști. Adică da, nu mă, poți să zici, stai, când ne-ați încuiat în casă, că voi ne-ați încuiat ca să ne uităm la Asia. Deci într-un context în care ai... Asia nu a făcut sub 32-34. Nu e adevărat. Niciodată? Ba da. Ia. Vrei să arăți cifrele? Da. Că primele episoade de Asia atunci... Nu vă certați, oricum Asia făcea pentru că era Lia Bugnar deci, acolo. Doar de-aia făcea. Nu e, fii atent aici. Adică tot clanul era, trăgea. Tot clanul trăgea Asia. Deci fii atent. Păi și eu am. Primele episoade de Asia, din sezonul vostru, au fost versus Vlad, că noi ne-am oprit producția. Am aici păi audiențe. Noi, bă. Păi nu, noi ne-am oprit că nu filmasem că era pandemie. Stai că ajung acum, nu te grăbi. Noi. Hai că zic eu acum, uite, am ajuns 11 martie. 22 februarie a început. Simt că lumea oprește și dă un subscribe. Nu. Da, ai dreptate. Păi ce ai făcut? 26. Nu, stai mă că o luăm așa în ordine. 26, stai. Așa. Nu mai că o luăm de la început din februarie, stai puțin. E din februarie, zi eu. Uite-te. 24 pe februarie. Da, ai avut dreptate. 25. Da, e după 22, 8. Care? Pe 25 februarie 2020. Ia. 22-8? Nu, a făcut 24-9. Pe bine, eu mă uit pe trebuie versus... Să punem niște muzică versus, pe treaba asta, să punem ceva... Versus, să nu, a, 22-9, adică da. Mi-e frică că lumea... A, a pe tu zici să, pe tot ăsta de la... Sau să-i tăiem, îi tăiem da. Asta, hai să-i tăiem, nu? La, nu, nu. Nu, mă, la de montaj. Ce? Hai să... Păi 27, nu, mă plictisiți pe mine, dar îmi uită pe oamenii ăștia, de seama cu... Lasă-ne mă un pic. Da, oricum, v-am bătut. Și noi v-am bătut atât atunci. De două ori chiar. O dată. Da, dar n-am fost cu voi. După aia ați fost liberi, că noi n-am oprit producția. Adică fost nevoiți. N-am aveam voie să le filmați. Oricum tot succesul vostru să zis vine de la Lia Bugnar, scenariștul la clanul care era la voi. De-aia, adică doar de-aia se uita lumea. Adică de-aia se uita lumea, sunteți nebun la cap. Unde, ce succes? Da, ce? Bine, bine. Vrei să zici, mai zici tu ceva, mai ai voi istoria, ai mai pățit voi ceva acum? Eu așa în viața da, mea sau... Acum, din ultima perioadă. Când le-ai zis o grămadă, ai zis. Că ai, deja asta e la al treilea. La ce? A, podcast? Da. Lasă-mă, nu știu, nu știu dacă am pățit ceva. Ai avut voi istorie după ce cu cartea, după ce ai vândut-o, după... A fost mult hate atunci, a? Da. Și chiar și pe podcast aici. L-ai simțit ca hate? L-ai simțit că a fost așa mult? Mie mi s-a părut că a fost... Bă, nu, pe podcast mă rog, aici au înjurat mulți. Da. Da. Dar cumva se vedea, adică dacă te urmăreai un pic profilul și felul în care se exprimau, îți dădeai seama că, bă, nu... N-ai ce să le ceri oamenii, adică nu, n-ai cum să ai pretenții de la oameni să înțeleagă că e o poveste și că poveste pe doar... care trebuia spusă din punctul da? Meu de vedere, da, eu, da. Așa. Da, ideea este că, mă rog, acum el se referă la cartea pe care am promovat-o și aici în emisiunea lui Dresor de Lești de Fraier, Viața lui Țucă Mătaru. Da, a fost hate. Pentru că, dar eu mă așteptam la hate, eu oricum sunt și mega pregătit de hate, adică eu sunt okay. Hate toată viața mea, așa. Deci mă așteptam să vin acest hate, dar cum zice și Angel, parcă n-a fost atât de mare. Adică n-a fost... Nu, mi se pare că a fost șocul ăla, mamă, cartea, s-a vorbit mult
Și după aia s-o stins așa ușor și cred că au citit cartea. Se stinge ca orice, da. Până la urmă. Nu, 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 s-o stins relativ repede. Un eveniment în social media, adică am urmărit povestea asta din mai multe perspective, că era intrase pe toate nișele, știi? Erau nișa intelectualilor, nișa... Da. Adică toți discutau din perspectiva lor. Măcar aveau o părere. Aveau o părere. Da. Bună, domnule, a făcut ce așa, uite-te unde s-a ajuns, a scris cu Dima Teciu carte, ce bine că a scris carte. Și na, într-un fel era polemica asta. Ceea ce e bună. E extraordinară. Normal. Pentru vânzare. E extraordinară. Dacă uite că ai zis tu cu clanul ăsta de la pușcărie sau de lângă pușcărie. Pian. Pian. Ai avut, te-ai întâlnit după ce ai scos cartea și așa cu, nu știu, de prin carte sau alții care zică... Stai, oia de prin carte nu m-am întâlnit, dar aia de prin carte sunt ori apropiați, ori oameni pe care îi cunoșteam. Nu-mi prea am pus așa oameni care... Nu știu, n-ar fi cu ăsta. Alții, gen, ai avut istoria asta, bă, ai scris de ăla, nu știu cum, ai făcut. Nu, nu, am auzit de un clan pe care nume nu-mi scapă, că au fost supărați, un clan care apărea pe în carte. Un clan care la un moment dat a fost o înfruntare, Nuțu cu ei și așa mai departe. Am auzit că ei ar fi fost un pic supărați. Ha, ok. Da, ei au fost supărați, deci clanul ăla, nu mai știu cum le zice, o să-mi amintesc și vă zic. Un clan din carte, în orice caz, care a avut o înfruntare cu Nuțu, a fost un pic supărați pe această înfruntare relatată la mine în carte și pentru că n-au avut tupeu să zică că, bă, dar de ce a zis Nuțu chestia asta? A zis, o Codin, dacă îl prindem, tăiem, îi facem ceva. Au aruncat niște vorbe prin oraș așa. Și? Nu m-am întâlnit. Aștept încă cuțitele în gât sau ce. Adică aștept să vedem dacă se întâmplă. Dar nu m-am întâlnit, că nu-s. Nu m-am întâlnit, da. Și în rest n-ai avut? N-am avut, nu. Sau vreo piedică de asta sau ceva, nu? Piedică la propriu? Mie mai pune lumea așa și nu mă apuc. Nu. Gen, dacă ai resimțit cumva cartea asta. Nu. Scrisul cărții. Îți dai seama că acum are dublă protecție. Că odată e Nuțu, care clar, na, într-un normal, fel. Și mai și Tătuțu. Adică, bă, fiind din două părți, nu mai riscă nimeni acum. Tătuțu. Așa zic eu la tour managerul meu. Da? Dar gândește-te cât, apropo de asta, mie câtă experiență să cunosc pe Nuțu. Da, mă, normal. Și toată lumea lui, dar pe Nuțu în special și așa mai departe, și cât acces mi-a dat în această lume în care nu mulți au acces. Gândește-te că l-am dus pe George Mihăiță să-l cunoască, înainte să înceapă filmările. George Mihăiță a dorit să-l cunoască și să vadă, adică a zis, bă, vreau să cunosc și eu. El, cumva, nu-l juca pe Nuțu, dar juca un astfel de lider, da, de om, de putere, de așa mai departe. Și omul a zis, bă, mi-aș plăcea să cunosc, să văd și eu cum se poartă, cum se raportează. Cum se uită la tine. Cum se uită, cum vorbește, cum... Da. Adică, sincer, cred că i-ar plăcu să aibă și mai mult timp, că în străinătate, în toate filmele străine, se întâmplă asta ani de zile. Ani de zile cineva, ok, ori dacă există chiar personajul, se duce, se întâlnește cu personajul. Ok. Știi? Și stau împreună și lucrează și așa mai departe. Așa, dacă nu, se duce într-un mediu similar și caută. Și în general sunt consultanți acolo, afară de exemplu cum a fost în Clanul Soprano, știi? Clanul Soprano a avut consultant pe cine, bine, câțiva actori erau chiar din mafie, adică erau foști mafioți din Clanul Soprano, real, doi din ei, dar a avut consultanți foști mafioți care, na, erau, acum deveniseră un soi de, așa, oamenii de Hollywood în toate producțiile astea care se ocupau așa cu... Așa să zic, da, domne, asta se întâmplă așa, ăștia vorbesc așa, cam așa se întâmplă. Bă, știi, de acolo își luau și poveștile. La fel ca în filmul ăsta, în Atena, 80% din actori, din figurații, sunt locuitori din... Ei s-au dus într-un cartier. Ei au închiriat un cartier, 3 luni, și au văzut, ce facem aici? Trebuie să filmăm, trebuie să demolăm, trebuie să facem. Și hai să luăm local. De lor, da. Și au filmat aia de acolo. Chiar locuiau acolo. Foarte tare. Și foarte talentați, când ați, dai seama. Mă omor cu Atena asta, o să mă uit la... Deci am început cu Atena, terminăm cu Atena, tot pot. Da, păi nu, mi-am adus aminte că zicea el că trebuie să ai niște oameni din interior și așa mai departe. Da, e nevoie de elementele astea de verosimilitate, cum și noi avem, de exemplu, un clan din bodyguards-i lui Tătuțu. Sunt bodyguards, adică pe Ulise, sunt niște băieți, Niște băieți răi. Adică n-ai, deci aveți și protecții pe set în casă. Nu ne mai trebuie. Uite, am avut, de exemplu, am avut acces și am avut sprijin din partea Academiei Alexandru Ioan Cuza, care ne-a ajutat cu, mă rog, informații despre tot procesul ăsta din Academie, polițiștii, cum se întâmplă, cum se petrece, știi? Adică am filmat acolo, am filmat la Academia de Poliție, știi? Și am filmat cu studenți. Am filmat cu studenți, da. Adică o lume, s-a deschis o lume. Ce tare, mă! De fapt, de asta e tare să faci lucrurile astea. Că prin meseria asta, prin prisma acestei meserii, poți ajunge. Știi, eu am condus un tank la un moment dat.
mă rog, nu l-am condus eu personal, dar eram într-un tank și îl ajutam pe ăla să facă ceva. Adică dacă nu făceam asta, probabil că n-ajungeam eu niciodată. Nu mă duceam. Dar ce ai făcut, un vlog? Cu, nu, cu... nu, nu, am filmat pentru UTV sau ceva, dar de mult acum, nu știu. Ah, okay. Așa, și aveau ei o activitate acolo, hai să facem niște chestii. Nu, dar eu nu-s de tank, adică eu dacă n-aveam casca aia, muream. Pentru că tankiștii-s mici, cât tine. Da, adică da. Chiar mai mici și slabi. Mă rog. Adică ce vrei să zici? Adică ar trebui să fii slab, da. Așa. Ei, și ca să poți să stai, știi? Și obuzile alea sunt foarte grele, adică mi-au făcut o demonstrație. M-au dus pe, în simulatorul ăla al lor, simulator care a luat premiul de ăsta mare, nu, în 86. Era la noi, la Ploiești sau la Pitești, nu știu unde am fost. O cameră care mergea așa, în 80 și ceva. Și mi-au prezentat practic toată treaba. Tancurile, dacă vine un război, n-ai ce să faci. Nu, sunt de... De găi, adică... Probabil să care apă, plată dintr-o parte în alta, adică a frontului. Dar dacă la noi vine o istorie de asta, pa, nu. Bine, au avut rușii probleme, dai seama, multe din tancuri. Da, am văzut cu Rusia, acum e groasă. Adică ce? Probleme de... Da? Tehnice, da, la mulți motoarele, alimentare. Păi ziceau băieții aia de acolo. Deci că vezi că americanii au niște tancuri SAR și strage de la, nu știu, din săritură la nu știu cât. Cum SAR? Tancurile SAR, adică SAR? La modul pot, au viteza necesară, că dacă dau de un dâmb din ăla sau de vreo denivelare, ele chiar SAR. Pot sări, gen okay. Merg cu viteză mare, da. Și pot trage din aer în timp ce SAR. Pâc, 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 pâc. Adică noi, Doamne feri, e cazar, ești nebun. Da, deci, tancurile noastre, în primul rând, sunt imobile. Ele au rămas acolo unde sunt. Nu, și noi, merg, noi așteptăm linia frontului să se apropie de tank, că tancul nu poate să meargă. Nu, merg și ale noastre, dați, vai de steaua lor. În stânga-dreapta, sperăm că inamicul să vină din vest sau din de unde ori veni, că el nu poate să mai întoarcă în spate. Vai de steaua lor. Nu, n-ai treabă. Cât avem? Păi mai facem? Păi doar dacă mai ai tu întrebări, noi suntem. Nu știu că eu m-aș duce mult pe tehnic de asta, dar nu vreau să pixez și pixim oamenii. Nici n-ai cânta manele. N-ai cânta manele, ei păcărit. Sperăm să rămână până aici. Cine a rămas până aici a rămas cu noi, crede în noi, ne înțelegem. Da, da. Sper că n-a rămas chiar pentru manele mele, cânt îngrozitor manele. În general cânt îngrozitor. Totuși promisiunea lui se întâmplă așa cu jumătate de măsură. În sensul în care în această săptămână a difuzării, da? Dacă intrați pe voi și vedeți episodul 5, o să-l vedeți pe Codin împreună cu Arabilul Bursuc și cu Lele, în timp ce cântă. Cântă. Ai cântat? Cântă acolo un pic. Are, ce tare că l-ați adus pe Bursuc. Da. Da, da. Păi ce, a fost și Bogdan de la Ploiești, a fost tot... E cu Maneliș, v-am zis, nu, rămâneți Lele. Aproape, că eu să cânt. Și sunt mulți maneliști și în acest podcast. Vă rog, deci urmăriți serialul Clanul. Și atât. Deja îl urmăriți. Vă mulțumim că îl urmăriți. Deja îl urmăriți în un măr mare, fără să facem noi. Gata, încetează. Vă am pupatul. Mulțumim.